Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou podcast. Sunt aici împreună cu doi membri ai comunității Doar Bitcoin, Vlad și cu Bogdan. I-am rugat să facem un podcast în care să discutăm niște idei destul de interesante, discutate deja pe grupul Doar Bitcoin. Dar înainte de asta vreau să vă spun că Vlad are un anunț de făcut și după aceea începem discuția. Vlad, te rog. Da, ultima dată când am vorbit și am făcut un episod de podcast, am spus că urmează să fac o revistă în limba română despre jocuri și revista respectivă s-a tipărit și a fost livrată. Am expediat mai mult de 40 de exemplare și am reușit în decursul Am reușit în decursul la câteva luni să adun echivalentul la $900 în Bitcoin, care acum valorează $1200, fiindcă n-am vândut și n-am de gând să vând. Și gluma este că din banii pe care am scos pe revista asta, deși am cheltuit cam exact atât cât am scos în dolari, dar banii respectiv vreau să-i folosesc să cumpăr o mașină nouă la un moment dat și să le arăt: hei, uitați ce puteți să faceți dacă economisiți în Bitcoin. În orice caz, mă bucur foarte tare de revista asta. Puteți să o descărcați gratuit pe site-ul Grind, care e grnd.ro, și nu știu dacă voi mai scoate alte exemplare, fiindcă e destul de mult de muncă și vreau să mă ocup și de alte proiecte. Acum lucrez la noua revistă Bitcoin Takeover și vreau să fac și ceva în limba română, care va fi un documentar, și am cumpărat deja camera cu care voi face documentarul. Aștept să vină lentila, fiindcă am luat o lentilă anamorfică, exact așa cum am văzut că îmi place mie estetica de documentar. Și probabil că spre sfârșitul lunii aprilie voi începe să fac primele interviuri, urmând ca, nu știu exact când, să finalizez. Și cred că voi face despre... și o sesiune de strângere de fonduri, donații. Ideea e ca... Deci, momentan, titlul documentarului este Bitcoin în România, titlul în lucru, nu știu exact cum se va numi la final. Vreau să intervievez oameni de la Banca Națională, din mediul academic, economiști, dar și oameni din Bitcoin. Și să văd ce opinie au și dacă există puncte comune, puncte care ne unesc și ne fac să înțelegem că Bitcoin totuși e o invenție monetară utilă. Și foarte nu știu tare exact care va fi concluzia. De obicei, atunci când faci un documentar, ai un plan și știi exact pe cine prezinți, ce opinie are și ce concluzii vei prezenta. Eu nu știu exact. Am scris mail-uri, am reușit să conving doi oameni din lumea academică să facă interviuri. Unul din ei e istoric, celălalt e pe partea de libertăți. Și am scris un mail și la Banca Națională, dar nu am primit încă un răspuns de aproape o lună. Sper că voi reuși să fac un interviu cu cineva. Au avut o conferință despre Bitcoin de curând. Da, știu, dar în același timp nu înseamnă că sunt dispuși să facă și interviuri unul la unul și le-am descris exact despre ce e vorba, dar sper că voi avea în câteva luni un răspuns din partea lor, dacă nu mai pun puțină presiune prin terțe părți, dacă reușesc, și să am o imagine de ansamblu asupra ceea ce înseamnă Bitcoin în România. Și vreau ca documentarul să nu fie doar ceva ce punem pe YouTube, și mai degrabă ceva care să poată să fie dus la festivaluri, ceva ce poate să apară pe platformele de streaming și ceva ce putem să difuzăm în sală de cinema. Ideea mea este ca în momentul când îl termin să închiriez o sală de cinema. Mă gândeam la Elvira Popescu sau ceva la Institutul Francez sau Cinemateca Eforie, habar n-am, ceva în București și în multe alte orașe din țară unde există cerere. Și să stăm acolo în sală, să închiriem toată sala, să stăm să ne uităm și să vedem filmul pe ecran mare, așa cum e menit să fie vizionat. Și asta e tot. Nu vreau să fac promisiuni, cum să spun, nerealiste. Am cumpărat cu banii mei camera și echipamentele, așa că vreau să mă apuc și să fac ceva de calitate. Și dacă există oameni care vor să doneze, tot ce pot să vă ofer este o mențiune la secțiunea de mulțumiri speciale și o invitație la una din premierele care va avea loc în sală de cinema. Și nu știu încă foarte multe detalii, dar vreau să-l termin anul acesta.
Din păcate, eu aș putea să-l fac într-o lună din partea mea, dar e vorba de invitați și e vorba de invitați care aparent sunt foarte ocupați și nu pot să-i conving să fie disponibil când vreau eu, așa că va fi ceva de așteptat, dar sper că rezultatul final va merita. Și gata, asta e tot, nu vreau să mă mai laud cu nimic, hai să dezbatem. Da, mulțumim acum pentru... Felicitări pentru... Exact, felicitări. Pentru o să fii și tu unul din subiecții intervievați, Daniel. Foarte tare, abia aștept. Oricum, o să fac mai multă promovare referitor la acest documentar, pentru că știu că o să fie ceva cu totul și cu totul nou și unic în același timp pentru România. Și cred că are un potențial foarte mare din punctul meu de vedere la nivel de în comunitatea Bitcoin mai ales și comunitatea dincolo de Bitcoin. Dacă sunt oameni deschiși la minte care merg în direcția asta a, nu știu, libertariană, liberal clasic și așa mai departe. Și astăzi, eu cred că Bitcoin va curajul, rezona foarte bine în România și aici chiar o să închei, dar faptul că generația părinților mei a prins inflația din anii 90 și înțelege foarte bine ce înseamnă să își piardă banii valoarea. Cred că tot ceea ce avem nevoie este să formulăm mesajul în așa fel încât ei să înțeleagă despre ce e vorba și că noi nu facem doar specul aici și că Bitcoin va exista pe o perioadă ceva mai lungă de timp tocmai datorită unor calități care vizează descentralizarea și faptul că a avut o concepție imaculată, a fost creat fără niciun fel de așteptări, nu a avut niciun fel de valoare pe piață timp de vreo 2 ani și oamenii care au lucrat la el au fost idealiști mai degrabă decât pragmatici, așa cum e vorba în oricare alt proiect lansat ulterior, care a venit cu investitori, cu pretenții, cu așteptări legate de profituri și așa mai departe. Și de asta au și eșuat. Dar, da, hai să vorbim despre standardul Bitcoin și te las pe tine, Daniel, să moderezi. Da, înainte de asta, Bogdan, mi-ar plăcea foarte tare să spui și tu câteva cuvinte despre tine, ca să te cunoască lumea dincolo de... Poți să-i spui numele de pe Telegram și poți să pui și link cu grupul Doar Bitcoin în descriere, în caz că cineva vrea să-l cunoască. Ești Tsongoku, da, dacă nu mă înșel. Exact. Tsongoku. Bun, eu sunt Tsongoku sau Bogdan. În primul rând, pentru mine e un eveniment aparte. Nu mă așteptam să pot să apar lângă două nume foarte importante, două voci importante în piața în piața de Bitcoin sau în piața de maxi, ca să zic așa. O să fie greu pentru mine să fac față unei discuții de genul ăsta, mai ales că este prima apariție live, așa. Să dau silința, să fac tot posibilul să pot să vin cu niște argumente, să zic eu, concludente. Vlad, felicitări pentru revistă, felicitări pentru cariera impresionantă. Am văzut videoclipurile tale. Ce să zic? Probabil vocea maxi în România. Nu știu dacă multă lume te înțelege, nu știu dacă multă lume nu, dacă te înțelege, dacă vrea să te înțeleagă. România e o piață tânără, unde foarte multă lume este orbită de mirajul X-urilor. Bitcoin nu promite asta. Bitcoin vine cu alte standarde, cu alte valori și cred că este foarte greu pentru un influencer să poată să supraviețuiască într-o piață de genul ăsta în care lupta de zi cu zi este o luptă idealistă și nu o luptă, cum spun, de marketing. Acum nu vreau să fiu răutăcios, dar norocul meu este că nu prea am de-a face cu români în activitatea mea și piața din România e cu vreo 5-6 ani în urmă față de discuțiile pe care le-am. Da, cam asta e ideea. Dar e în regulă, m-am obișnuit cu ideea. Mi-a plăcut expresia ta cu mirajul X-urilor, o să o notez, că are o conotație specială. Da, și din păcate asta este piața în România. X-uri. Noi avem X-uri sau ne dorim X-uri. Multe o să X-uri, vedem. Într-un final, probabil X-urile vor fi, dar nu vor fi acolo unde le așteaptă ei. Mm-hmm. Ok.
Câteva cuvinte despre mine. Te rog. Am terminat termocentrale, Politehnică. Asta îmi dă un background în partea de minerit, electrică, rețele, energetică, sisteme electrice, lucru care m-a ajutat foarte mult să pot înțelege aspectele legate de grid, de rețea, de stabilizarea rețelei. Am avut ocazie să merg în dispeceratul energetic național în jurul anilor 2000, în momentul în care stabilizarea rețelei se făcea prin telefon. Nu cred că vă puteți închipui ce însemna chestia asta. În momentul în care dispecerul spunea ridică puterea în grupul nu știu care, practic băga mai mult combustibil în cazan ca să scoată mai mult curent electric sau pornea o hidrocentrală pentru că a pornit al Roslatina. Ceva se, când, în momentele în care aveam o acțiune majoră în piață, cineva trebuia să coordoneze piața analogic și să echilibreze sistemul. În zilele noastre totul este automatizat, iar Bitcoin, cred că din punctul meu de vedere, Bitcoin își are loc aici. Asta ca o mică paranteză legată de... Pe urmă, fac business de prin 2004 în diverse companii, am administrat diverse companii, am deținut diverse companii și asta iară m-a ajutat pe partea economică să pot vedea lucrurile într-o anumită măsură. Iar de ceva timp am cochetat cu ideea de prepping, de pregătire, de pregătire pentru apocalipsă, de diverse feluri. Am activat în diverse grupuri și în diverse zone și am văzut mentalitatea oamenilor de a strânge lucruri. Că sunt conserve, că sunt, nu știu, buncăre, că sunt niciodată toate aspectele astea, în momentul în care le testezi, când planul tău, când strategia ta o testezi la mai multe scenarii, o să vezi că are fisuri. Îți faci un buncăr. Nu întotdeauna este o problemă economică. Nu te va ajuta cu nimic buncăr. Și așa mai departe. Putem varia foarte mult pe tema asta. Și am realizat că mergând către digital, mutându-ne în zona virtuală, mutându-ne către... Bitcoin, de fapt, este cel mai bun buncăr. Pentru că nu mai suntem în siguranță în zona respectivă, putem pleca, nu mai avem mâncare, putem cumpăra, nu avem nevoie de protecție, nu trebuie să ne înarmăm și să ne cumpărăm 1000 de pistoale și să facem 1000 de garduri, pentru că nimeni nu are intenția să te atace atunci când nu ai nimic de oferit, când practic ești protejat prin natura lucrurilor. Și ăsta este un alt aspect care m-a adus în zona de Bitcoin. Bineînțeles că am început cu X-urile și cu viziunile, nu am început direct aici. Am luat niște mici trânte și am început documentarea. Adică am luat-o pe calea ușoară, am realizat că ceva nu e în regulă, ceva nu se leagă și a trebuit să ajung pe partea grea, a trebuit să ajung la Bitcoin. Și în momentul ăsta cred că este singura monedă care trebuie să fie ținută. Foarte tare. Super. Ai zis lucruri noi de care nu știam nici noi, pentru că pe grup n-am avut încă ocazia să discutăm, să ne cunoaștem atât de bine. Care erau șansele ca un tip oarecare de pe un grup care își spune Tsongoku să fie expert în termocentrale și să fi gestionat atâtea afaceri? Adică, hei! Te felicit, Daniel, adică o să vezi că... dacă stai să te gândești calitatea oamenilor de pe grup, chiar e deosebită. Da, așa este. Oricum, și cum să spun? Ai mai multe povești timp, pe care... calitatea va crește. Bogdan are mai multe povești pe care nu cred că e confortabil să ni le spună pe toate chiar acum sau să... E încă modest. Da, față de ce... Cum să spun, să păstrăm lucrurile simple pentru început, pentru că deja, cum să spun, îmi este greu să mă exprim suficient de fluent. Ideile îmi vin mai repede decât pot să vorbesc. Nu sunt un orator foarte bun și încerc să problemă. Mă adaptez dimers. Nici eu nu sunt orator, încă mă bulbui, dar în mintea mea înțeleg ce vreau să zic când e o problemă atunci când vreau să împărtășesc cu altcineva. Bun, hai să începem. Deci, hai să ne imaginăm că suntem într-o lume în care
există standardul Bitcoin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că moneda Bitcoin a ajuns la un punct în care nu mai există volatilitate, prețul în raport cu bunurile și servicii, prețul Bitcoin este stabil, deflaționar în timp, puterea de cumpărare crește lent și există state și guverne, există monede sub formă de tokens, adică statele pot să aibă fiecare moneda proprie emise pe backed by Bitcoin și pot face mici politici monetare. Cum ar arăta o lume în această lume ideală cu avantaje și dezavantaje? M-am gândit că Bogdan să vii cu partea de avantaje și Vlad să vii cu partea de dezavantaje. Acum, cu ce începem? Avantaje sau dezavantaje? De prima idee. Te rog. Hai să o luăm așa, cu o idee. Dacă eu astăzi muncesc o zi, iar la sfârșitul zilei voi încasa, nu știu, să zicem 100 de satoshi, eu voi ști că peste și voi cheltui din ei 60 de satoshi pe ce înseamnă mâncare, cumpărături, nu știu, cheltuielile zilnice ca să pot funcționa și reușesc să pun deoparte 40 de satoshi, eu știu că peste 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, acești 40 de satoshi îmi vor acoperi necesarul, să zicem că am cheltuit 50 și am pus deoparte 50 din ce am muncit în ziua respectivă. Eu știu că peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 30 de ani, cei 50 de satoshi îmi vor garanta ziua muncită, mi-o vor da înapoi, pentru că eu voi putea trăi exact aceiași bani peste 50 de ani. Practic, care ar fi dezavantajele Ce zici, Vlad? Care ar fi dezavantajele pentru... Acum, ar fi bine să definim timpul în care se va întâmpla asta, fiindcă abia după anul 2140 se va fi minat ultima cantitate de Bitcoin care să fie introdusă în circulație, ceea ce înseamnă că abia după va fi cu adevărat deflaționat, deci nu în timpul vieților noastre, nu se va întâmpla asta. Corect, însă deja, cum spun, marea majoritate a fost minată, iar în urmă după următoarele două halvinguri, deja cred că inflația va fi, vom putea să o considerăm zero, ceea ce înseamnă în următorii, nu știu, 8 ani. Bine, va fi o inflație. Și va exista asta înseamnă o inflație mai... cu viitorii 50 de ani vor fi totuși câteva procente prin care munca ta sau munca ta pe care o stabilești în zile sau ore muncite își vor pierde din valoare, tocmai prin faptul că există o oarecare inflație. Dar se poate compensa și prin creșterea de cerere, fiindcă nu cred că în următorii 8 ani, timpul definit de tine, se va extinde atât de mult cererea legată de Bitcoin în ceea ce privește plățile. Poate că va fi o cerere extinsă în ceea ce privește rezervele și economisirea, dar nu sunt sigur dacă plățile vor fi în totalitate acaparate. Și argumentul meu întotdeauna în ceea ce privește adopția Bitcoin este că nimeni nu se dă jos din pat dimineața și spune nu mai plac banii din buzunarul meu. Ar fi mai bine să cumpăr Bitcoin că, uite, există o cantitate finită de monede, politica monetară e clară și nu poate nimeni să-mi blocheze tranzacțiile. Nu cred că cineva are ideile astea înainte să se lovească de ceva negativ, să aibă o experiență cu un guvern care îi confiscă averea, cu inflație foarte dureroasă, până în punctul în care muncește o lună și descoperă că nu poate să supraviețuiască cu banii și nu din cauza că nu ar câștiga suficient la începutul lunii sau la sfârșitul lunii, ci din cauza că își pierd banii valoarea de la o zi la alta. Și alte scenarii includ confiscarea sau impozitarea extremă sau războaie sau calamități. Sunt tot felul de situații unde banii pe care iei în buzunar pot să ajungă să-și piardă valoarea. Sau să nu mai fie acceptați. E și asta o posibilitate. Și abia atunci omul se gândește, există oare o alternativă și dacă da, de ce are sens să investesc în Bitcoin sau să economisesc în Bitcoin sau să consider că Bitcoin este noua monedă de referință
prin care eu îmi calculez timpul muncit și energia sau cunoașterea sau orice ai de oferit. Și din păcate eu văd situația ca fiind destul de dureroasă din perspectiva omenirii, fiindcă oamenii vor avea nevoie să sufere înainte să-și dea seama că au o alternativă mai bună, mai ales în zona de vest a Europei și a nordului, a continentului nord-american, unde oamenii au o viață relativ comodă cu monedele guvernamentale pe care le au, chiar dacă sunt fiduciare, chiar dacă au inflație nelimitată și politica monetară se stabilește în funcție de niște așteptări pe termen scurt, oamenii au o viață confortabilă totuși. Și dacă vor ajunge să adopte Bitcoin, atunci este nevoie să aibă vieți destul de dure. Da. Trebuie să avem în vedere că Bitcoin pune în mâna miliardelor de oameni o resursă pe care nu a avut-o niciodată la dispoziție. Un om din Africa sau din India poate să fie concurență pentru tine în Europa doar prin faptul că se strânge comunitatea și pun în mână niște bani cu care el poate să plece și să concureze oriunde. Deschiderea, în momentul ăsta se întâmplă o deschidere și o presiune pe Occident pe care Occidentul nu a mai trăit-o și este o oportunitate pentru miliarde de oameni. Dacă discutăm partea de elită, partea de tot ce înseamnă nord-atlantism, partea de vest versus restul populației, cred că discutăm de sub un miliard la 7 miliarde. Cei 7 miliarde nu au avut niciodată o perspectivă sau o oportunitate. În momentul ăsta Bitcoin le pune această oportunitate să-și strângă, să-și lichideze resursele pe care le-au acolo și să plece și să concureze pe oricine de oriunde, fără bariere, fără restricții. Sunt oameni care nu au putut să meargă la școală pentru că nu au fost bancabili, pentru că nu au acte de identitate, pentru că practic ei au fost excluși dintr-un sistem, iar acum ei pot să se înroleze în sistem și poate să vină să concureze, ceea ce este impresionant. Da, pentru vest va fi foarte complicat și este un aspect. Trebuie să vedem lumea ca pe o resursă monetară și un administrator în momentul ăsta, care este America și o putere militară foarte mare, ca pe un depozit de resurse și de teren, care este Rusia, și ca pe o forță de muncă uriașă, care este India, China. Și presiunea în momentul ăsta, în momentul în care ajungem cu banii într-o zonă în care ei nu mai au acoperire, trebuie să venim să punem lucruri fizice, concrete, valoare efectiv în spatele lor. Iar din păcate valoarea nu este în Occident. Ok. Da, cred că ar fi util acum, dacă tot vorbeam despre denominarea timpului și a muncii în Bitcoin, oare evaluarea se va face la nivel global, o oră de muncă din, să spunem, a unui tâmplar, o oră de muncă a unui tâmplar din Anglia va fi egală cu o oră de muncă a unui tâmplar din China sau India sau Filipine? În principiu, discuția se pune cerere și ofertă. Dacă vor fi mai mulți tâmplari în China, este clar că ora de muncă va fi mai ieftină acolo și aceeași muncă acolo se va plăti mai slab decât se va plăti undeva unde forța de muncă este mai, cum să spun, inflația se datorează și supply-ului. Deci dacă avem puține resurse, este clar că prețul să crească. Însă, muncitorul din China se urcă în avion și se duce în Anglia. Și după, pentru că el poate să-și ia resursele de acolo și să se mute acolo unde întotdeauna apa merge în zona cea mai joasă. Deci întotdeauna, dacă resursele, există diferență între resursa de bani sau resursa de cerere și resursa de ofertă, diferența de ofertă, să zicem, care este excedentară, va migra în altă parte și într-un final se vor echilibra lucrurile. Pentru că o monedă care dă acces tuturor la ea și le dă oportunități tuturor, va regla treburile în timp. Asta în condițiile în care nu vor interveni statele și nu vor pune bariere de migrare, bariere de, adică voi sunteți cetățenii noștri, rămâneți în țară aici, nu aveți voie să plecați.
Aici ar mai ceea fi ce ceva poate să se interesant întâmple. adăugat și probabil că mi-e puțin din rol, fiindcă acum eu ar trebui să spun ceva negativ, dar dacă stăm să ne gândim, sunt cei care lucrează de la distanță pe internet, care sunt liberi Da. profesioniști și concurează cu o piață mondială. Și Exact. există șansa sau există posibilitatea ca munca lor să fie evaluată destul de prost, tocmai din cauza că există o inflație de oameni care fac grafică în Photoshop, sau care editează clipuri video, sau care fac orice altceva se face pe internet. În același timp, consider că în situația de față, ținând cont că vor fi mai puțini croitori, vor fi mai puțini tâmplari, vor fi mai puțini electricieni, vor fi mai puțini instalatori, există posibilitatea ca munca lor să fie mult mai bine evaluată de piață, în situația în care ei prestează niște servicii rare și celelalte sunt în situație Cred de că inflație în raport cu piața muncii, cred că în standardul Bitcoin ar putea să fie apreciați mai mult decât acum. Da, cred că în momentul în care discutăm despre standardul Bitcoin, înainte de a face orice investiție, voi face o analiză foarte serioasă, pentru că va aduce consecințe sau pozitive sau usturătoare. Adică dacă eu mă apuc să fac o carieră de TikToker și mă trezesc peste 10 ani că nimeni nu plătește reclamă pentru că toate produsele sunt de calitate, pentru că nimeni nu cumpără lucruri de care nu are nevoie, pentru că, nu știu, nimeni nu-și risipește o zi de muncă ca să-și cumpere nu știu ce trăznaie, s-ar putea să am o carieră, să mă trezesc că am dansat pe TikTok 10 ani și s-ar putea să fiu muritor de foame. La fel și în business. În momentul în care tu trebuie să pui Bitcoin într-un business, te gândești foarte bine dacă riscurile și randamentul pe care ți-l poate aduce businessul respectiv merită să intri. Ah, interesantă perspectivă. Pentru că în economia keynesiană, inflația este motorul economiei. Prin reglarea dobânzilor și prin stimularea investițiilor, forțăm nota. De fiecare dată forțăm nota. Aducem mai mulți bani și atunci îi punem pe toți să muncească, le dăm oportunități tuturor. În Austrian Economics, când banii sunt fizici, trebuie să-i punem numai acolo unde ne asigură, cum spun, un randament suficient de bun și un risc foarte mic. Și atunci trebuie să calculăm foarte bine când intrăm și când nu intrăm în piață. S-ar putea În să fie același mai timp, rezonabil să. Da, să stăm cu trebuie să fii banii. conștient că o situație pe care o descrii tu aduce și la Da. pierderea milioane, poate zeci de milioane de locuri de muncă, fiindcă oamenii, având o formă de bani rară, din Corect. care nu pot să primească ajutoare de la guvern în situația în care Corect. guvernul tipărește, se vor gândi de 10 ori înainte să cheltuie orice ban, ceea ce înseamnă că vor cumpăra. Nu, înainte de toate se vor produce doar bunuri de calitate, deci vor fi scoși de pe Corect. piață toți cei care fac ceva care, să zicem, o pereche de pantaloni care durează doar până la a doua spălare. Nu vor mai Exact. exista H&M-uri. Și în al Exact. doilea rând, se vor pierde o grămadă de locuri de muncă și oamenii nu știu exact unde se vor reprofila. Dacă vor fi capabili să creeze ceva de calitate sau vor ajunge în situația de a fi dependenți de ajutorul altora. Și în standardul Bitcoin, statul își pierde o bună parte din putere, fiindcă impozitează mult mai dificil. Deci, cine îi va ajuta pe oamenii care nu pot să se adapteze în noile condiții de piață? În special occidentalii, pentru că ei au viziunea, cum spun, cred că ceilalți sunt mult mai apropiați de muncă și de partea asta de producție sau de resurse, de țin niște lucruri. Da, o să fie dur. Din păcate, în teoria jocurilor, se spune că va câștiga cel care va reuși să facă, să aducă avantaj pentru toate părțile implicate. Sau pentru cea mai mare parte a părților implicate. În teoria economică clasică, câștigă cel care reușește să-i păcălească pe toți. Cel care reușește să atragă banii și să, cum să spun, nu luptă pentru win-win. Luptă pentru el însuși și încearcă să. Se pare că Bitcoin reușește să meargă în zona asta de
de win-win, în care toată lumea să câștige. Da, dacă vei munci, dacă vei studia, dacă vei aduce valoare societății, vei avea o viață bună. Că poate asta nu o să se poată pentru 8 miliarde de oameni, că poate, acum nu știu cât de repede o să, cum spun, ce discutăm noi este o chestie utopică, destul de îndepărtată, da. Nu putem discuta de mâine. E clar că în momentul în care lucrurile devin foarte valoroase, scumpe, te vei gândi dacă faci un copil, dacă faci doi copii, se vor întâmpla, se vor schimba multe mentalități în foarte multe direcții. Nu cred că în momentul ăsta putem vedea asta. Implicațiile totale ale acestei schimbări. Da, și în același timp, dacă stai să te gândești la slujbe, oamenii vor fi în competiție să se facă utili în raport cu ceilalți, în ideea că vor câștiga mai mulți bani. Ceea ce înseamnă că, uite, eu mă gândesc la mine însumi, că m-am dus la facultate, după ce am terminat liceul, fără să știu ce vreau de la viață. M-am dus la o facultate cât mai generalistă, unde să învăț cât mai multe materii și cât mai multe subiecte, să pot ulterior să-mi dau seama ce vreau să fac și în cele din urmă am făcut licență, am făcut master, am început doctorat și n-am lucrat nici măcar o zi în domeniu. Ca și mine. Da. Nici deci situațiile astea n-ar mai fi sustenabile. Vor fi clar, mult mai puțini cei care ajung la universități și vor fi mult mai orientați spre ceva practic. Trebuie să ne gândim. Există așa numitele cariere vocaționale, unde doctori, avocați, unde omul trebuie să fie, nu trebuie să-și vadă meseria ca pe un business. El trebuie să-și vadă în primul rând vocația, el trebuie să aducă valoare, el trebuie să rezolve o problemă de care societatea depinde. Este un pion important, militar, pompier. Pompierul nu se gândește, bă, dacă rămân fără o mână, nu o să pot să-mi hrănesc. El trebuie să intre în foc, să salveze pe cine are de salvat acolo. Mergând în zona asta inflaționistă, în zona asta de consum, realizăm că profesorii au devenit niște oameni de afaceri care vând manuale, care vând meditații, am realizat că doctorii devin niște oameni de afaceri, iar toată povestea asta nu face decât să tragă tot sistemul în jos. Astea sunt situații care se vor exclude din start în momentul în care, pentru că în momentul ăsta discutam chiar pe grup, când tu la sfârșitul zilei, deși ai un salariu, ești doctor, ai o carieră în spate, trebuie să te specializezi în investiții sau să te gândești unde îți pui banii sau asta îți mănâncă o groază de timp. Tu nu ai cum să-ți focusezi energia către meseria pe care o ai. În momentul în care ești un om util societății, societatea trebuie să folosească utilitatea ta la nivel maxim, nu să-ți pună în spate alte probleme și să te diverteze în tot felul de situații și probleme. Și asta duce, nu avem nevoie, de asta în cazul ăsta, nu avem nevoie de un doctor, avem nevoie de 50 de doctori, avem nevoie de, nu știu, rapoartele se strică, informația economică care vine către noi din cauza banilor foarte puternic inflaționați este foarte deformată. Noi nu știm ce ne trebuie, cât ne trebuie, care sunt resursele. Asta ne în împinge, același timp, dacă stai să te gândești exemplul tău cu doctorii, poate că este corect, dar omul cel mai sărac în momentul actual poate să meargă la spital și să primească din banii plătiți de ceilalți prin taxe și impozite, poate să primească un minim ajutor medical. O asistență, ceva, o perfuzie, o operație dacă e nevoie și să poată să se întoarcă să facă orice făcea înainte. Corect. Cum ar funcționa în standardul Bitcoin așa ceva? În primul rând să ne gândim că un doctor care are un nivel de trai foarte ridicat va avea nevoie de o menajeră, de un bucătar, de, nu știu, o femeie de serviciu, el va redistribui o parte din valoarea pe care reușește să o creeze pentru a-și crea timp și pentru a-și putea satisface cariera și pentru a-și îmbunătăți randamentul pe care îl are. Va delega foarte multe din joburile pe care le face. Toată, adică și se va face în trepte către oamenii de jos. Da, este complicat. În momentul în care mergem către sistemul hard, către banii neinflaționați, va trebui să micșorăm statul. Pe de altă parte, trebuie să vedem că
Sistemul oricum este deflaționar pentru că vine automatizarea, vin roboții, vine tehnologia, toate astea vor crește productivitatea și atunci va fi mult mai ușor să-i, cum să spun, pentru cei săraci lucrurile vor deveni relativ ieftine. Vom produce foarte multă energie electrică. Energia electrică aduce mâncare, pentru că vom face sere, vom face foarte multe lucruri. Ele se vor putea plăti și altfel se vor redistribui resursele. Se vor consuma mai puține resurse, se vor consuma, cum să spun, în direcții mai productive. Și, și te referi, serviciile medicale vor fi mai ieftine? Serviciile medicale vor fi mai ieftine? Oricum, tehnologia are tendința de a ieftini lucrurile. Uite, gândește-te că, pe de altă parte, și în același timp și taie din forța de muncă. Deci să păzești o fabrică, o incintă de nu știu câteva hectare, aveai nevoie de 50 de paznici. În ziua de astăzi ai niște camere de luat vederi și un om care stă într-o gheretă. Și dintr-un start ai tăiat 50 de oameni. Da, este o luptă. Care nu știu, în același timp, hai să spunem că fiecare persoană care are două mâini și două picioare și nu are vreo boală cronică și are toate facultățile mentale, poate să-și câștige existența în orice sistem. Dar ce facem cu cei care au de persoanele handicap? Speciale. De persoanele cu probleme speciale. Mă gândesc că, cum să spun, aici va fi rolul statului, în care va exista o colectă, cum să spun, probabil că vor exista, dacă nu statul, vor fi organizații non-guvernamentale, oamenii vor exista donații, caritatea respectivă va avea valoare, nu vor, este o frază de la Paraziții, un vers care spune vreau să dau bani falși de pomană. Cam așa funcționează sistemul actual. Nu va mai exista, adică dacă vei da, nu știu, o sumă respectivă, tu vei ști exact cam care sunt posibilitățile sumei respective. Nu îi învârtim și dăm peste cap și multiplicăm și la un moment dat, cum spun, că se oprește muzica, nimeni nu are pe ce să se așeze. Deci în standardul Bitcoin vor exista oameni buni și oameni răi, exact ca și în standardul fiduciar cum e acum și unii oameni care vor dori să, care sunt buni și vor să facă parte de caritate, o vor face, vor putea face acest lucru. Vor exista oportunități de business. Adică, dacă tu vei considera că este o oportunitate de business să faci un spital, vei face un spital. Vei trata atât oameni bogați și îți vei aloca o parte și pentru oamenii săraci. Pentru că suntem oameni și ăsta este un aspect, trebuie să avem grijă de toți membrii comunității noastre. Asta este varianta, cum să spun, și optimistă și, cum să spun, lipsită de egoism, irațional. Da, da, da. În standardul Bitcoin, dacă ne aducem aminte și vedem în istorie, erau o grămadă de organizații de genul acesta în care se făceau strângeri de fonduri și așa mai departe, dar exista și multă sărăcie atunci. Atunci, credeți că sărăcia era din cauza faptului că nu exista un posibilitatea de a salva sistemul în cazuri cum a fost 1900 the Great Depression, care a fost în 1930? Sau din cauza, de exemplu, din România cu răscoala țărănească. Exact, ok, din cauza 1907, sistemului țăranii mureau de foame, deși erau producătorii principali ai hranei. Și s-au dus să facă o revoltă, o răscoală. Au fost atacați de tunuri de armata regală și așa s-a rezolvat conflictul la 1907. Credeți că era asta din cauza faptului că nu exista o monedă sau flexibilitatea care există acum în standardul fiduciar, adică apare o criză, se tipărește sau scade dobânda de referință, automat intră mai mulți bani în circulație și se salvează prin injectarea de lichidități în piață situația. Credeți că atunci când nu se putea face acest lucru, exista mai multă sărăcie decât acum? Pentru că și acum acest lucru duce la sărăcie, pentru că se creează gap-ul respectiv între cei avuți și cei care nu au, foarte, foarte mare. Pentru că cei care sunt aproape de tiparul... Uite, îți spun o chestie.
În momentul în care banii sunt fiat și se tipăresc, toată lumea are tendința să-și capaciteze resursele către chestii fizice. Și vorbeam de supraviețuire. Ne cumpărăm conserve, ne cumpărăm nu știu ce, ne cumpărăm apartamente, ne facem silos, ne cumpărăm grâu, ne cumpărăm o mașină, două mașini, trei mașini, cinci mașini, pentru că altfel pierdem. Banii se devalorizează și nu avem ceva. Și suntem împinși să consumăm în continuare. Bine, când În cumperi o momentul în mașină, care... pierzi oricum. Din momentul Da, când o scoți pe poarta fabricii. Dar tot mai dar bună o mașină decât să ai banii devalorizați în bancă. Și trebuie să rămâi în societate, trebuie să rămâi integrat. Societatea de consum pune presiune pe tine din punctul de vedere cum ești îmbrăcat, ce mașină ai, ce casă ai. Altfel nu ești rejectat de grup. În momentul în care discutăm de bani sound, de bani care nu sunt durabil, afectați de inflație, valoarea va tinde să meargă către bani. Nu vei vrea niciodată să ai o casă sau să ai, nu știu, o mașină sau să ai atât timp cât tu poți avea suma respectivă în buzunar. Suma asta îți dă o putere incredibilă. Poți să te muți, poți să stai cu chirie, poți să... Este o libertate pe care nu cred că omenirea a mai avut-o până în momentul ăsta. Și în asta va același face... timp, scuze, am Nu vrut vom să avea o punctez bulă pe ce ai spus, imobiliară, nu vom adineauri. mai avea o bulă de hrană. Resursele Ah, ok, am vor fi, înțeles. accesul la resurse o să fie cu totul altfel. Nu o să fie, cum să spun, niște depozite de petrol pe care le țin americanii pentru nu știu ce, pentru că ei și-au stocat valoarea acolo sau cum să spun, stocăm cantități uriașe de grâu pentru că asta este valoarea, punem valoarea sau punem pe dreapta nu știu ce, nu știu câte tone de metal pentru că avem valoare stocată acolo. Astea vor fi în circulație, iar asta va duce la o ieftinire foarte mare a produselor respective. Nu se vor mai face blocaje. Toată lumea va vrea să fie eficientă și să stocheze în bani. Nu știu dacă circulația banilor va fi mai rapidă sau mai lentă. Clar vor exista credite și vor exista chestii de genul ăsta, inclusiv pe Bitcoin, deși nimeni nu va vrea să delege custodia, dar vor exista variante în care să existe sisteme de creditare. Mă rog, deja cred că există. Vlad? Da, mă gândeam la ceea ce tocmai a spus. E important să discutăm și de partea de împrumuturi și credite, cum funcționează, cum delegi încrederea în altcineva în situația în Corect. care tranzacțiile sunt irreversibile și odată ce Corect. ai dat bitcoinii tăi, dacă tu nu primești înapoi ceea ce ți s-a promis, e foarte dificil să recuperezi banii. Adică ai nevoie... Dacă nu vrei să faci asta cu o terță parte, cu autoritate care să se afle la mijloc și să intermedieze, atunci și e să foarte garanteze. dificil să obții valoarea pe care tu o aștepți din partea celuilalt pe care l-ai plătit. Da, cred că vor exista, cred că pe partea asta de smart contract și multisig, cred că deja putem să punem problema, cum să spun, mă rog, ok la mine, ok la partener și ok la un terț și în momentul în care, dar iară discutăm de un terț care poate fi coruptibil. În momentul în care se face settle-ul, terțul vine și semnează cu persoana, dar asta nu e o garanție că practic nimeni nu poate să acceseze resursele. Chestia asta se întâmplă în contractele de peer-to-peer, de cum zic, pe exchange-urile descentralizate de peer-to-peer. În momentul în Da, care... se va reveni la situația de a gira, în sensul că depui Exact. o sumă de bani care îi va reveni celui care va fi păgubit în situația în care nu primește ceea ce îi se promite. Și depui un colateral acolo și sunt stabilite niște clauze. Ideal ar fi ca nimeni să nu piardă și fiecare să primească exact ceea ce așteaptă. Dar vor fi și Da. câțiva păgubiți și asta ar putea să Problema. încetinească circulația de capital. În ideea în care eu, acum când mă duc la bancă și cer poate suma de 10.000 de euro, o să o primesc până mâine, cel mai probabil. Corect. Și nu am nevoie de Corect. prea multe acte, n-am nevoie să dovedesc nimic. Pot să
o lălăie oricât de mult vreau și să fac refinanțare și să fac tot felul de instrumente ca eu să plătesc cât mai încet banii respectivi, să-i dau înapoi pe o perioadă mai lungă, deși o să plătesc dobânzi mai mari, dar vreau să spun că există instrumente de a face asta. În situația în care se vor face contracte de tip multisig, adică să ai semnături multiple cu participanții care fac parte din înțelegerea respectivă, totul e mult mai dur și te obligă să Corect. muncești și să îți achiți partea de datorie, Corect. fiindcă altfel vei pierde. Totul e programat să Corect. se întâmple. Și vei, cum să spun, partea de asumare, adică în momentul în care va trebui să fac foarte bine planurile, în momentul în care mă apuc de ceva. Nu, partea de risc va fi diminuată foarte mult și de asemenea va crește partea de credibilitate. Va avea, cum să spun, se va ști foarte repede dacă ai fost ok și dacă ai marcat tot ceea ce ai propus sau nu. Și în momentul în care te vor scoate afară din piață, va fi foarte complicat să mai intri. Ok, spui că ai niște bani pe care i-ai, cum spun, i-ai câștigat și pentru care nu ai oferit ceea ce ai promis, pentru că plata s-a făcut și settle-ul s-a făcut și nu ți se mai pot lua. Acum rămâne de discutat cum îi pui în piață înapoi, cine ți acceptă, cine vrea să mai facă ceva cu tine în momentul în care tu ai nu ai livrat ceea ce ai promis. Ar fi important să discutăm și asta, sistemele de reputație și faptul că interacțiunile se vor baza și mai tare pe reputație. În momentul de față, totul se raportează la legalitate. Și în situația în care Corect. există o dispută, oamenii se dau în judecată și deleagă autoritatea spre un tribunal care să decidă cine a greșit și cine nu și cine plătește daune. Dar în situația în care nu vei mai avea atât de multă concentrare asupra puterii statului, vei fi obligat să ai sisteme de reputație mult mai detaliate și fiecare să încerce să acționeze cât mai onest în raport cu ceilalți. Mi s-a descărcat camera, o rezolv imediat. Aici, cred că asta, în momentul ăsta, prin inteligența artificială și prin sistemele deja existente, nu cred că mai este o problemă și cred că, iară, un alt aspect important, poate e un pic sărit aici, este faptul că Bitcoin-ul poate să se integreze foarte ușor cu orice sistem automatizat, că e Digital. AI, că este, cum să spun, că minerii se integrează cu gridul de curent electric și dau acces direct, mă rog, dispatcherului să regleze puterea de calcul, astfel încât să regleze consumul și să stabilizeze gridul, că portofelele sunt portofele declarate, portofele cu reputație care vor fi, anumite tranzacții se vor face numai din anumite portofele care vor garanta printr-un sistem de reputație. Adică, Credibilitatea. cum să spun, tehnologia ajută foarte mult și integrarea asta cred că este foarte facilă. Referitor la acest aspect, Ayn Rand are o soluție pentru treaba asta în teoriile ei economice și filozofice, care m-a surprins un pic. Ea spune că statul, în cazul pieței libere, ar trebui ca fiecare participant la piață să aibă posibilitatea, prin voluntariat, să semneze un contract cu statul care să angajeze statul ca în fiecare contract făcut între acel privat cu alți privați, statul să vină și să arbitreze contractele respective. Dacă nu are. Asta e voluntar. Dacă nu ai acel contract semnat cu statul, poți face să mergi fără acel contract, să nu plătești nicio taxă la stat și o să fie piața unde oamenii vor să meargă voluntar să facă tranzacții și să aibă firme fără să aibă acel contract cu statul și fără să. Și atunci, automat, se creează, statul devine ca o altă companie în piață și nu va ajunge în punctul în care să devină, tot ea spune că o entitate care are putere absolută nu are moralitate, cum e statul. Adică E normal dacă să fie așa. nu ai nimic de pierdut, nu mai există
Dacă n-ai nimic de pierdut, nu mai există moralitate. Poți face ce vrei tu și în situația respectivă e pusă, și în situația asta e pus statul, pentru că poate tipări prin băncile centrale bani și nu are un P&L, nu are ceva de tras la răspundere direct. Adică direct prin cauză și efect, nu direct că vine populația și ies în stradă, ci pur și simplu îi doare pe ei că nu mai primesc taxe și nu mai au cu ce să-și plătească angajații și trebuie să găsească soluții să fac campanii la fel de publicitate prin care conving privații să vină să ia contracte la stat de asigurare. Pe de altă parte trebuie să ne gândim în felul următor. Dacă eu am o sumă, am niște resurse, da? O cantitate de Bitcoin foarte mare, da? Am ajuns să dețin niște resurse și consider că este vital sau că ar fi foarte profitabil să facem o autostradă de la București la, nu știu, Sinaia. Voi face investiția pe banii mei și toată lumea care va vrea, adică exact cum există acum parteneria public-privat. Voi construi pe banii mei și voi taxa ulterior. Voi pune o taxă, adică voi identifica foarte bine nișele, voi veni cu finanțare în zona respectivă și voi crea business și voi crea valoare prin chestia asta. Iar aici discutăm de spitale, discutăm poate de armată, poate de poliție, poate nici nu mai avem nevoie de poliție, pentru că dacă toată lumea, nimeni nu poate fi atacat, nimeni nu poate fi jefuit, bun, vom discuta de alt gen de probleme, nu știu, violul și tot felul de alte trăsnei pe care le fac oamenii, probabil că în momentul respectiv va exista cineva care va construi o entitate de poliție pentru comunitatea respectivă, vă costă atâta pe lună și noi rezolvăm această problemă. Deci statul se va privatiza ușor, ușor, se va diminua și se va privatiza. În momentul ăsta, statul este o entitate care nu face decât să distribuie bani, să împingă banii tipăriți în piață, prin sute de angajați, prin fel de fel de servicii, prin fel de fel de ajutoare și alte aspecte de genul ăsta. Cam ăsta este rolul statului în momentul ăsta, să gestioneze masa monetară, să împingă sau să retragă bani din piață. Și asta nu o poate face decât ținând un aparat foarte mare. Iar când mutăm banii către privat, statul se diminuează. Am avut o cunoștință care mi-a spus că în 97, când a fost hiperinflația în România, 96-97, el a dus-o cel mai bine pentru că lucra stat. Mi s-a părut foarte interesant. Pentru că la momentul respectiv statul indexa salariile cel mai repede. Cu rata inflației. Pe când privații veneau mult mai târziu. Dar plus că nu prea exista mediul privat. Adică să fim serioși. Nu exista, așa este. Așa este. Așa tot ce este. Era bine, privat, vinea puțin și de stat. Că tocmai deveniserăm proprietăriți cei care au luat prin legea, din ce an a fost, 92 sau 93, când fiecare și-a luat proprietatea privată, după cum a declarat. În orice caz, hai să nu ajungem acolo. Am o curiozitate. Care va fi regimul politic din standardul Bitcoin? Vom avea regim prezidențial? Vom avea regim parlamentar? Vom avea monarhie? Vom avea aristocrație? Și încă o întrebare. Este socialismul posibil în standardul Bitcoin? Acum, cu socialismul lucrurile sunt complicate. Într-o societate în care toată lumea are tot ce își dorește, adică unde resursele nu sunt o problemă, nu văd de ce socialismul ține, cum spun, singurele probleme unde ar putea exista meciuri sunt legate de aspecte intelectuale, aspecte fizice și aspecte emoționale. Dacă scoatem din ecuație complet componenta de resurse. Dar și pe astea le putem diminua pentru că în timp oamenii își vor accepta poziția și își vor accepta altfel lucrurile. Uite, de exemplu, în Star Trek cred că era un fel de socialist, dacă stăm să ne uităm. Unde fiecare știa locul, fiecare știa jobul, poate să mai luau doi băieți la bătaie pentru o fată. Asta se poate întâmpla oriunde și poate că, mă rog, în Enemy at the Gates este exact asta, că da, toți putem să avem, dar dragostea nu putem avea decât unul dintre noi, mă rog, pentru aceeași fată. Deci, probabil că vom fi mai apropiați de
un concept de genul ăsta. Dacă există prosperitate. Dacă nu există și dacă toată lumea câștigă, adică dacă este un win-win, societatea este făcută în așa fel încât resursele să fie foarte corect distribuite în funcție de ce face fiecare. Putem Eu interpreta nu că cred avem că niște. socialismul e posibil dacă folosești Bitcoin, în situația în care folosești rețeaua Bitcoin și Bitcoinul nu e deținut de stat. În ideea că statul ar putea să acapareze cantitățile de Bitcoin ale cetățenilor și să spună că le permite să tranzacționeze doar în anumite limite. Ăsta e un factor de risc, dar nu ar putea să existe socialism, fiindcă toate interacțiunile atunci când oamenii folosesc cu adevărat rețeaua Bitcoin, toate interacțiunile sunt voluntare. Deci va fi ceva poate umanist în ideea că cei care sunt foarte bogați vor finanța neajunsurile celor săraci. Dar, din nou, nu sunt de acord cu ceea ce ai spus mai devreme legat de o situație unde fiecare își satisface toate nevoile și nu mai există dispute legate de asta, fiindcă ne uităm în țări destul de dezvoltate de astăzi, care au un standard de viață foarte ridicat și în același timp nu fac decât să se plângă ca niște bebeluși că altcineva e mai bogat decât ei. Și cum fac să redistribuie, că stai puțin, că de ce omul ăsta de Da. afaceri. Am fost acum 10 ani în Suedia și eram student de schimb. Și nu făceau decât să se plângă cât de bogați sunt cei bogați și cum clasa de mijloc are nevoie de 150 de ani de muncă să ajungă la nivelul ăla. Bine, pentru Și e că normal că atunci când produci ceva ce oamenii vor și oamenii cumpără în cantități mari, un exemplu ar fi în ceea ce am prezentat eu, IKEA. IKEA chiar produce ceva ce oamenii vor în Suedia și în restul lumii. Atunci când produci ceva ce oamenii chiar vor și cumpără în cantități mari, e normal să existe o asimetrie față de ceilalți care nu produc nimic și sunt doar consumatori sau produc ceva mai puțin important care nu are un impact la fel de mare asupra lumii înconjurătoare. Dar vor fi întotdeauna oameni care vor spune, stai puțin că nu-i corect. De ce are persoana X care a înființat afacerea Y atât de mulți bani? Și de ce să nu ia banii respectivi și să-i dea sau să-l forțăm să-i dea angajaților, să-l forțăm să-i dea oamenilor cu dezabilități, să-l forțăm să dea bani în altă parte. Și în Bun. ideea unui standard Bitcoin nu poți să faci asta, cum să spun, Dar poți să te gândești că având acces unul la contul respectiv. bancar, cum poți să faci deja, să forțezi prin sistemul politic ca banii depuși în bancă să fie blocați și să fie realocați în altă parte. Poți să forțezi social și să boicotezi, să spui noi nu mai cumpărăm de la tine dacă nu dai o parte din averea ta în zona Cred că nu e, cred respectivă. că un pic. Gândește-te în felul următor. Gândește-te că un om bogat este o resursă a comunității. Pentru că eu sunt aici și îmi cheltuiesc averea aici, eu sunt o resursă a comunității. Dacă eu îmi iau jucăriile și plec în altă parte, toată societatea va avea o problemă. Și atunci eu nu mă voi chinui să te determin pe tine să-ți iau banii, te voi motiva să-i investești în comunitate și să-i distribui și să faci toată comunitatea să crească. Astfel încât să atragem bani din exterior, să atragem altă populație cu alți bani și să creăm un centru de prosperitate, cum erau, nu știu, centrele de comerț pe la Damasc și unde exista tumult economic și unde lumea venea să facă business și era prosperitate. Adică, cum să spun, omul care deține resurse este și la rândul lui o resursă locală pentru că ține cantitatea respectivă de Bitcoin în locația respectivă, pentru că dacă el se mută complet, inclusiv cu banii lui, în altă parte, s-ar putea ca, practic, va fi ca o fabrică care ține o societate în picioare într-o localitate mică de țară. Bine, în același timp, atunci când ai o afacere, ai mai mult decât Bitcoin. Ai ceva fizic care produce, ai o linie de asamblare, ai un departament de Corect. cercetare, ai o Corect. fabrică Corect. tangibilă pe care poți să o boicotezi, poți să faci multe chestii cu ele și să îi afectezi pe cei foarte bogați în moduri care chiar sunt dureroase. Dar sunt de acord și cu punctul ăsta de vedere că pot oricând să își ia jucăriile și să plece în altă țară sau în alt loc unde
posibilitatea asta Ceea de ce a oferă mai mult relucra precer. valoarea la modul ăsta, nu cred că a mai existat niciodată în istorie. De a muta valoarea, adică gândește-te că, nu știu, China vrea să impună nu știu ce regim acolo și cineva care deține toată valoarea care este acolo, o ia și o mută în altă parte și îi lasă în zona respectivă, îi lasă pe toți săraci. Va trebui să, cum să spun, iar ajungem la sisteme de credibilitate și va trebui să spunem, da, noi suntem foarte democrați, da, noi suntem foarte liberi, da, aici poți să faci, aici societatea te ajută, oamenii muncesc, hai de vino și, cum să spun, vino și stai aici. E ceea ce încearcă să facă în momentul ăsta El Salvador. Da, încercăm să curățăm țara, nu contează cum, mă rog, sunt așa acolo niște discuții dacă e ok cum se procedează sau nu e ok cum se procedează, dar veniți, aduceți banii, investiți aici, sunteți o valoare locală. Vă dăm cetățenie, vă încurajăm să stați aici, să investiți aici, să vă cheltuiți banii aici. Cred că Și ar sunteți fi o... util să îi aducem în discuție și pe cei care poate că lucrează cu echivalentul salariului minim, oricare va fi acela, și faptul că ei vor dispune de un volum mai mare de informații, fiindcă vor ști că există o piață altundeva care îi plătește mai bine și va fi un fel de migrație a forței de muncă spre alte regiuni unde vor fi apreciați ceva mai tare. Și asta va duce probabil la o uniformizare a prețurilor la nivel global, în situația în care vorbim de un standard Bitcoin și vorbim de aceiași bani. Doar că nu sunt egale condițiile de viață. Să spunem că în Și Florida, condițiile se unde e vor cald și uniformiza. frumos, viața valorează, E mai simplu. cum să spun, mai mult decât undeva unde, să spunem că ești în mijlocul unui ghețar și viața e mult mai dificilă. Deci vor fi în continuare oarece diferențe, dar oamenii vor rămâne fiindcă vor și muncitorii la fel. Da, dar pe de altă parte, societatea noastră se îndreaptă către o, cum spun, noi suntem o societate energofagă, dar migrarea de la petrol și de la combustibil fosil la electricitate, cum spun, să coboare electricitatea un nivel să devină primul plan, adică să consumăm cam toate lucrurile să funcționeze pe electricitate, să avem o abundență de electricitate, abundență de energie electrică, da? Asta o să ajute foarte mult pentru că vom putea încălzi, dacă energia este ieftină, toată viața se simplifică pentru toată lumea. Hrana va fi ieftină, încălzirea va fi ieftină, transportul va fi ieftin, totul va fi ieftin. Și Bitcoin poate să rezolve problema asta fiind o Cum? industrie energofagă care va putea să își varieze cererea în funcție de surplusuri sau de, cum spun, de câtă Dificile. energie de când energie este. Să facă partea asta de reglare de sistem și să motiveze construcția de capacitate de producție. Să crească foarte mult capacitatea de producție. Te referi la mineritul în zone în care există resurse, dar nu există Un aspect foarte industrie important și la energie. infrastructură? Sunt două aspecte. Unul este legat de transport, care este dificil. Adică pe distanțe mari nu putem transporta curentul electric. Al doilea aspect este legat de stocare și al treilea aspect este legat de fapt, discutăm de stocare. Nu putem să construim. Ideea e în felul următor. Nimeni nu se apucă să facă o termocentrală dacă nu are cerere. Construcția de creșterea rețelei de electricitate nu poate să fie în fața business-ului și a industriei. Dacă industria nu se dezvoltă, e un echilibru între producția de energie electrică și producția de industrială, care este practic cel mai mare consumator. În momentul în care noi punem Bitcoin și preluăm vârfurile, putem să facem următorul lucru. Integrăm minerii cu dispeceratul, astfel încât atunci când dispeceratul raportează că are prea multă energie produsă, pornește minerii. În momentul în care avem prea puțină și tindem să intrăm în zona roșie și să se oprească sistemul, comandăm automat și oprim minerii. Minerii vor cumpăra cel mai ieftin curent, pentru că ei cumpără în zona de vârf, unde
curentul practic se risipește dacă nu este consumat. Iar asta va face să crească, cum să spun, mult mai ușor producția de energie electrică, îi găsim imediat o folosință. Și atunci vom ușor, ușor, ușor și vom ajunge în zona de surplus de energie electrică. Te refer că nu o să mai existe asta este o abundență risipă. Care se va revărsa asupra populației, într-o final, n-o pentru să că mai prețurile existe vor scădea la energie electrică. Nu o să mai există risipă și risipa va fi transformată în bani, în resurse și resursele pot fi investite și așa mai departe. Și eventual mutată. Adică dacă avem o cantitate în deșert, da? Avem suprafață foarte mare de teren, avem soare toată ziua și putere așa, punem un container panouri solare acolo, minăm, convertim în Bitcoin, mutăm Bitcoin-ul în zonele unde și acolo cumpărăm curent electric cu ele. Practic mutăm energie electrică prin internet. E un aspect foarte important și asta iar o să ducă la o uniformizare a nivelului de trai prin accesul exportul, la practic energie. Exporți energie Exact. fără infrastructură, fără Sau o cabluri stochezi. sau o stochezi. Exact. Da. De bine, nu poți exporta acolo unde nu există producție. Adică, ok, o produc aici, fac Bitcoin și o cumpăr în partea asta altă. În partea asta altă Da. trebuie să existe producție ca să poți să o cumpăr. Adică nu e un transfer. Am înțeles. Dar Păi, de exemplu, în asta țări... va aduce... Asta... Spune. Te rog, nu. Că va asta va aduce, aduce? cum să spun, va scădea prețul curentului electric. Energia este infinită. Toată materia este energie, energia este infinită. Problema este să o accesăm Mijlocul. și să avem ce să facem cu ea. Și să o accesăm eficient. Adică noi nu putem investi și construi capacități de producție să facem energie cu care nu avem ce să facem. Nu știu dacă am reușit să mă fac... Ba da, Să... foarte interesant. Practic, într-o zonă ca Africa, s-ar putea construi o Deja hidrocentrală, sunt. sau deja sunt, da, am văzut și eu pe Twitter, Da. și ajuți comunitatea de acolo cu curent electric și dacă ai ajuns să produci mai mult decât e nevoie, surplusul stochezi în Bitcoin și investești mai mult în comunitatea de acolo. Și cu banii respectivi cumperi mâncare și aduci prosperitate în comunitatea respectivă. Pentru oamenii care muncesc acolo, pentru oamenii care servisează centralele și lucrurile respective, mă rog, capacitățile Practic, respective ei de producție. Produci Bitcoin dintr-o zonă super săracă și o vinzi, faci un arbitraj de energie, cum ar veni, și o vinzi în vest, în America de Nord, în Canada, oricine vrea să-ți cumpere. Și iei surplusul de valoare și l-aduci în comunitatea respectivă și se creează o uniformitate. Asta spun că prin Bitcoin valoarea se va muta mult mai repede și mult mai eficient. Și atunci, ca Vlad, să revenim nu la întrebarea ești. lui Vlad. Vlad, ne auzi? Care din ele? Cum va arăta sistemul de guvernament sau sistemul guvernamental al unei țări? Va fi monarhie, republică, cum va arăta în standardul Bitcoin? Greu, o întrebare grea. Eu estimez că vor fi mai multe federații și va fi mai multă regionalizare, în ideea că statele naționale foarte mari, cu teritoriu întins, vor deveni ineficiente și nu vor putea să concureze pe piață cu celelalte, așa că se vor specializa și vom reveni la ceea ce a fost înainte de statele naționale, care s-au format în secolul XIX. Vom reveni la orașe-stat și vor fi mai multe orașe-stat care vor concura unul cu celălalt, vor face comerț unul cu celălalt și probabil că granițele vor continua să fie ceva mai deschise, în ideea că nu ne întoarcem la situația de ev mediu, unde fiecare oraș-stat avea niște reguli foarte dure în ceea ce privește migrația, și va fi o piață deschisă unde toată lumea va concura cu toată lumea. Și cred că vom avea din toate formele de guvernământ în funcție de preferințele locale. Dacă se tinde spre eficiență, atunci probabil că nu vom avea prea multe republici parlamentare,
și vor fi văzuți cei care stau în Parlament ca fiind ineficienți, dar în același timp țările sau orașele stat bogate vor dori să aibă așa ceva tocmai ca să ia decizii mai greu. Pe când cele care sunt sărace au nevoie de niște decizii care să fie luate rapid și radical, deci vor tinde să aibă un tiran sau un monarh sau orice altceva care să îi scoată din sărăcie sau să îi ajute să fie mai competitivi cu restul lumii. Eu așa Da. estimez că ar arăta. Era o chestie cu dați un leu pentru Ateneu. Vrem să construim un Ateneu. Considerăm noi că noi, comunitatea noastră, are nevoie de o zonă de cultură. Cred că este foarte ușor de accesat o colectă publică și de făcut, adică, cum să spun, în momentul în care vrem să ne creștem comunitatea, noi trebuie să ne asigurăm că există pază, că există curățenie, că există, nu știu, adică toată lumea va fi, cu cât comunitatea noastră este mai bună și cu cât valorile din comunitatea noastră sunt mai ridicate, cu atât vor veni alți oameni cu resursele lor și vor cotiza la comunitatea noastră. Asta, aici ajungem în zona de teoria jocurilor, că vor câștiga cei care vor reuși să facă ca toată lumea să câștige sau ca cea mai mare parte, nu pot să câștige toți, dar ca cea mai mare parte să fie mulțumită. Și în același timp se deschid și porțile de potențial de investiții în locuri unde poate că nu există nimic. Corect, și te gândești, corect. Hei, există un risc destul de mare, dar și recompensa e pe măsură. Să faci pionerat. Te duci, bați un țăruș și zici aici va fi noul București. Meu. Da. Și încep să colonizezi. Hai să vorbim despre cum ar arăta poliția, cum ar arăta tribunalele de judecată, cum se rezolvă disputele astea. Că până la urmă, momentan, noi avem un monopol asupra forței, avem o instituție de poliție, avem un monopol asupra deciziilor și a legilor, avem un monopol asupra aplicării legilor și a disputelor. Există posibilitatea să le democratizăm și să existe o competiție între mai multe detașamente de poliție, să existe mai multe curți de judecată. Cum erau la New York echipajele de pompieri. Mă rog. Da, te gândești că am putea pune o regulă în orașul nostru, să spunem, dacă vrei să fii locuitor aici, trebuie să locuitor al zonei respective, trebuie să ai un depozit minim caractat de, nu știu, 2000 de satoshi. Și în momentul ăla, cum să spun, să te determinăm. Cui faci depozitul? Cum? Adică cine îl gestionează? Comunitatea. Este cine e comunitatea aia? Cine se ocupă efectiv? Bătrânii satului, nu știu. Un, cum să spun, o entitate multisig care are un sistem de, nu știu, uite, facem altfel. Facem un sistem de inteligență artificială în care integrăm toate regulile comunității respective și care îi dăm o cheie de semnătură alta decât, nu știu, o a treia cheie de semnătură sau o cheie de semnătură. Și în momentul în care apare o problemă, sunt expuse datele sau e expusă problema entității respective, iar entitatea respectivă semnează sau nu semnează eliberarea colateralului. Eu sunt aici, doar că, mă rog, s-a descărcat iar. În același timp, dacă stăm să ne gândim cine se ocupă de partea de scriere a codului în ceea ce privește inteligența artificială și cine verifică permanent ca toate condițiile să fie îndeplinite și inteligența artificială să nu fie coruptă de cineva din exterior. Corect, să se autocoruptă. Să se autocorupă și să înceapă să, cum să spun, să înceapă să impună propriile reguli, considerând că, nu știu, ceea ce e regulile sunt în interesul comunității. Ele fiind incompatibile, nu știu, cu viața, cu traiul, cu... Da, sunt, e clar că sunt întrebări și e clar că sunt probleme. Dar cred că momentul
este suficient de departe în timp, iar tehnologia în momentul ăsta este, cum să spun, scalarea pe tehnologie este uriașă. Și vom avea, cred că până vom avea problemele astea, vom avea și soluțiile la problemele astea. Bine, în mod da, incorrect, cred, probleme, așa. Cred că alte probleme ar fi noile, alte tehnologii. Cum? Da. Zic că alte tehnologii ar crea mai multe probleme, cum ar fi tehnologia biotehnologiei sau biotehnologia, posibilitatea de a crea oameni mutanți, de a-ți alege... De genetică și de... Da, chestii de genetică, astea care la fel, odată cu creșterea tehnologiei în eficiență, apar și soluții pentru a-ți schimba ADN-ul. Pentru a-ți... Aici ajungem un pic, știu, dar trebuie să te gândești că, în general, astea sunt tehnologii care sunt boostate de armată, în general, și au scopul lor principal este de a aduce avantaj tehnologic militar, într-o primă fază. Nu știu cum ar arăta, omenirea nu a trăit o perioadă fără război, de la, mă rog, începuturile ei, nu știu cum arăta o lume fără război, în care motivația războiului nu ar mai exista. Dacă tehnologiile astea ar mai avansa, sau ar, cum spun, dacă cercetările s-ar mai face în domenii cu prima aplicabilitate sau cu prima cerință în Bata domeniul militară. Militar. Da, pentru industria militară. Adică cred că zona asta umanistă ar fi mult mai... Cred că oamenii ar tinde să investească mai mult către artă, către zone mai umaniste și nu atât de pragmatice. Cum spun, războiul e o chestie foarte pragmatică. Bă, mergem, îi omorâm și le luăm resursele. Sau îi, nu știu ce facem cu ei acolo. E complicat de discutat unde ajungem. Dacă luăm în direcția asta de... De gestionare a resurselor ce nu poate fi invalidată sau atacată sau protejată. Am văzut ceva discuție și opinia lui Vlad pentru noua carte care e foarte în vogă acum, Software. Da. Nu asta știu n-am dacă... Să mă documentez asupra ei. Dar am înțeles că are legătură cu puterea computațională și că în viitor războiul se va face, sau asta e ideea, se va face bazată pe cine are cel mai mare putere computațională ca stat în mineritul de Bitcoin. Da. El așa vede lucrurile în direcția asta. Acum, nu știu, mă rog, cartea încă n-a apărut, nu știu dacă noi avem acces, probabil că nici eu n-am citit cartea, am văzut câteva din ideile lui pe Twitter de cum pune el problema de război computație pe partea asta de hash rate, că practic cel care va avea hash rate-ul cel mai mare, exact ce discutam de comunități care încearcă să atragă valoarea către ele și atunci măresc hash rate-ul astfel încât celelalte comunități să fie determinate, ei să reușească să genereze cât mai multe blocuri și cea mai mare parte din fiul să meargă către ei. Mă rog, și în momentul ăsta și din reward-ul pentru blocuri, dar mergând către ideea că ăsta o să se cam termine și cam toată discuția o să fie despre reward. Fiori. Și atunci îi spun, noi ne murim pe puterea computațională și în timp, practic, tragem bani de la voi, noi reușim să minăm un număr mai mare de blocuri decât voi. Și atunci către comunitatea noastră va curge un flux de monedă. Da, eu pot să explic. Bine. Vorbim despre Jason Lowery, care e angajat la NASA, e un om care se ocupă de cercetare, a publicat niște lucrări de cercetare înainte de a publica și cartea despre care vorbim și pot să spun de ce nu sunt de acord cu el, în ideea că Statele Unite ale Americii nu are nevoie să mineze Bitcoin, fiindcă o cantitate foarte mare de Bitcoin deja există pe teritoriul lor prin intermediul unor afaceri care acționează sub formă de custode pentru utilizatori, okay. Iar în situația în care ei vor să aibă expunere sau acces la Bitcoin, tot ce au de făcut e să realizeze o manevră exact cum au făcut cu aurul și să dea un ordin din 6102 pentru Bitcoin și să confiște cantitățile respective,
pe care ei să le folosească mai departe în scop strategic. Ceea ce încearcă să spun e că nu are niciun sens ca ei să investească resurse în minerit, în minat sau orice altceva ține de Bitcoin, în situația în care ei au monopol asupra forței, ei au moneda dominantă de pe piețele globale și nu au absolut niciun motiv să încerce să încurajeze, să securizeze prin minat o monedă care concurează cu dolarul. Deci ei pot să facă asta, pot să confiște 100.000 de Bitcoin până mâine, dacă asta e intenția lor. Poate mai mult. Doar dacă se duc la Gemini Winklevoss, care la un moment dat avea 1% din cantitatea de Bitcoin, deja au o grămadă de Bitcoin pe care să-i folosească așa cum vor. Mai departe, pot să meargă să încerce să confiște și de la indivizi care și-au exprimat, cum să spun, suportul și au pus inclusiv capturi de ecran cu numărul de Bitcoin pe care i-au achiziționat și să confiște și de la ei și în bătaia puștii toată lumea sub o formă sau alta capitulează și spune viața mea e mai prețioasă decât banii pe care urmează să iei de la mine, poate că nu am de ales, nu pot să plec, nu pot să mai fac nimic altceva, asta e și Guvernul Statelor Unite poate să aibă până mâine, am zis 100.000, probabil 1.000.000 de Bitcoin. Bun, dar asta, mergând prin absurd, poate să-i aibă, poate să-i și păstreze în cazul în care nu are capacitate de calcul deloc? Nu e nevoie ca ei să mineze și, din nou, dacă au confiscat Bitcoinii respectiv, pot la fel de bine să îi securizeze prin minat ulterior, dar asta e doar o măsură de a-și proteja, de a proteja ceea ce au deja, dar e ceva post-factum, e ceva deja consumat și e o reacție la ceva ce au făcut. Cu alte cuvinte, nu o fac benevol, o fac în scop foarte egoist. Odată ce au confiscat banii, ei vor să se asigure că vor fi securizați și în același timp sunt și alții în lume care minează din scopuri la fel de egoiste. Dar dacă am reduce povestea asta la două entități, da? Una care are o putere de calcul foarte mare și una care are o cantitate de Bitcoin foarte mare în teritoriu, da? Consider ce poate face entitatea vreuna dintre puterile astea două are vreun age asupra celelalte? Da, dar nimic nu oprește pe cea care are o cantitate mare de Bitcoin să-și securizeze singură. Asta încerc să spun. Despre asta, aici ajungem în zona de război. În momentul în care fiecare vrea să fie cel puțin egală cu cealaltă și să se... Să se creeze o balanță de hash. Dar nu va fi nicio balanță, fiindcă o cantitate de Bitcoin de câteva milioane pe care o confiscă Guvernul Statelor Unite nu mai poate fi minată, fiindcă deja am ajuns la 19 milioane și ceva, mai 2 milioane de Bitcoin de minat, mult mai puțin de atât, iar cei care concurează prin minat să obțină recompensele respective vor avea o sumă de bani mult mai mică decât cei care deja au obținut-o prin confiscare. Adică Statele Unite nu ar avea niciun motiv să concureze. Ei vor avea un motiv doar să securizeze. Deci vor menține o cantitate minimală de hash rate în ideea că în situația în care restul lumii își închide calculatoarele și nu mai participă la minat, ei vor putea în continuare să folosească rețeaua. Asta e tot. Crezi că ar putea să le invalideze tranzacțiile dacă n-ar avea să le facă double spend pe tranzacțiile lor, dacă ar avea o putere de calcul, să zicem 80% este în cealaltă parte? Depinde câte blocuri se scurg din momentul când s-a realizat confiscarea și, din nou, poate fi făcută în modul destul de... mi s-a închis iar camera. Nu mai veni mente proaste. Poate fi făcută în mod destul de ascunse, în ideea că nu știi că la blocul cu tare s-a confiscat cantitatea cu tare. Cheile pot să fie transferate și pe o bucată de hârtie și să intre în posesia cheilor și fără să mute bitcoinii. Și ce faci? Ataci toată rețeaua și reorganizezi blocurile de la punctul X, sperând că va fi așa cum crezi tu?
Plus de alta, din nou, nu-i împiedică nimic să securizeze, să nu lase restul lumii să aibă 80% după ce au confiscat. Corect. Da, și oricum, mai e oare competiție? Nu. Nu e competiție. E doar ceva super egoist. Deci, crezi că ideea lui sau percepția lui este are lipsuri a tipului? Bine, încă n-a apucat cartea. Noi vorbim. Hai să mai întreb o chestie, Vlad. Dacă 80% din hash rate este de o parte a baricadei, da? Și nu mai avem reward-uri pentru blocuri, da? Cât timp și toată lumea funcționează pe Bitcoin, da? Suntem într-o economie în care toată lumea funcționează pe Bitcoin, avem o societate care are o cantitate de Bitcoin și avem o societate care are integral hash rate-ul. Hash rate-ul respectiv în timp nu va dilua cantitatea prin reward-uri, prin, cum îi spune, prin fiurile de la tranzacții, nu va muta, într-un final nu va goli, nu va vida cealaltă societate. Asta dacă presupui că partea cealaltă realizează tranzacții care plătesc comisioane. Asta e presupunerea ta, dar ar putea la fel de bine să nu folosească. Doar să țină. Cum? Păi da, dar trebuie să facă comerț, că altfel se sufocă. Ce fac? Îi țin blocați acolo și fac peste ei, emit o monedă și se joacă cu aia în interior. Da, exact. Poți să tipărească adică, dolari pe baza rezervelor de Bitcoin. Deja au apărut niște teorii că ar vrea să facă chestia asta și că sunt niște curente de gândire că ar vrea să cum să spun, tezaurizeze Bitcoin și să emită dolarul back by Bitcoin și nu știu ce alte monede. Am auzit prin mai multe lucruri. Nu știu unde vor să ajungă, dar este clar că dacă funcționăm pe Bitcoin și cineva reușește să ia fiuri, în timp el va extrage și folosim moneda, dar în timp el va extrage. Da, depinde de numărul de tranzacții și de cât de cum spun, dai seama, probabil că fiurile vor fi 1% pe an din valoarea totală tranzacționată. Nu știu, 0,5%. Cum e în sistemul. Asta înseamnă că ai nevoie de 200 de ani ca să aduni. Da, corect. Bitcoinii corect. Din partea cealaltă, presupunând că e constantă rata și presupunând corect. Că partea cealaltă nu minează deloc ca să colecteze comisioane corect. Din tranzacțiile pe care le efectuează. Da, asta este o extremă a poveștii, adică împins foarte mult, știi, împărțit în două tabere, unii au, unii nu au, ca să putem să avem o discuție. În același timp, noi presupunem că Bitcoin e o constantă. Și aceeași rețea va fi folosită de toată lumea, când există posibilitatea ca în situația în care o cantitate injustă ajunge în mâinile unei țări, ceilalți să creeze o copie de Bitcoin și să continue de la un punct anterior și să încerce să elimine din economie partea cealaltă și să nu mai recunoască Bitcoinul în lanțul anterior. Da. Adică e și asta o posibilitate, să divizezi piața și să faci un Bitcoin folosit de China și restul lumii și Rusia și să ai un Bitcoin recunoscut de americani și în cele din urmă va fi comunitatea cea care decide care e lanțul cel mai care e Bitcoin recunoscut. Real. Exact. Da, și în același timp partea de hash rate. Pentru că chiar ascultam zilele trecute dacă într-un podcast, dacă Bitcoin ar delega, nu știu, 10% sau 15% din mineri ca să facă un atac pe Bitcoin Cash, pentru rețeaua Bitcoin nu s-ar simți nimic, iar pentru rețeaua Bitcoin Cash ar fi, pentru că hash rate-ul pe care l-ar putea delega ei fără să se simtă în partea asta, adică dacă ar face un atac, iar ar înrola niște mineri de pe Bitcoin nu tradițional pe Bitcoin Cash, doar ca să le distrugă rețeaua, se poate face, pe când Bitcoin Cash nu poate niciodată să vină cu hash rate-ul în Bitcoin să atace rețeaua, pentru că diferențele de putere sunt foarte mari. Da, exact. Din păcate, mie nu-mi place ideea asta că s-a ajuns la state naționale care fac politica de minat. De fapt, nu s-a ajuns. E doar o supoziție că s-ar putea face. Sau poate că s-a ajuns și nu știm încă. Dar în urmă cu vreo 8 ani, 9 ani, încă se mina la nivel de apartament și cineva doar își punea calculatorul cu câteva plăci video la lucru
și s-a ajuns la o scară destul de industrială, care nu știu dacă e sau dacă va fi permanent sustenabilă sau va fi profitabilă. În ideea că prețul energiei nu poate să scadă, va fi întotdeauna o creștere, chiar dacă vei crea abundență de energie și să spunem că o captezi întotdeauna pe cea mai ieftină, faptul că se înjumătățește cantitatea de Bitcoin la fiecare 210.000 de blocuri, ceea ce noi estimăm că e 4 ani, reduce și recompensele, ceea ce înseamnă că va deveni din ce în ce mai greu să fii competitiv. Și cred că se va ajunge la un punct unde nu va mai fi profitabil nicăieri. Și energia va fi mai scumpă decât recompensa în Bitcoin. Nu știu, e o teoria mea. Și asta înseamnă că vor ajunge să mineze doar cei care vor să mențină rețeaua în viață, tocmai din cauza că au suficient de mulți Bitcoin încât să vrea să-i protejeze. Și va fi un minat care se va descentraliza de la punctul actual, unde sunt ferme cu sute, poate mii de aparate care rulează în același timp, în mai multe locuri din lume, și se va ajunge din nou la minat, să zicem, fiecare utilizator de Bitcoin cu un laptop în casă minează. Asta presupunând că adopția va atinge punctul critic, respectiv. Aici presupunem ca și... Nu, zi. Putem să ne gândim că nu vom mai avea un minat permanent, așa cum acum punem utilajele și le dăm drumul și cu Dumnezeu înainte, vom avea un minat administrat de rețea și vom mina doar cu curentul care este surplus și vom avea, cum să spun, în permanență, hash-ul va fi o medie, adică nu vom avea, vom porni și vom opri sute de echipamente în funcție de nevoile locale ale... Și atunci cumva rețeaua o să fie suficient de puternică, vom avea nevoie de suficient de multe echipamente distribuite cât mai variat și avem oportunitatea aici, suntem profitabili, le dăm drumul. Nu avem profitabil, nu e rentabil, le oprim. O automatizare. Da, în același timp, dacă vorbim despre standardul Bitcoin, se pune problema profitabilitatea în raport cu ce? În ce calculezi costul energiei? Tot în Bitcoin. Și să spui că nu primești o recompensă de Bitcoin proporțională cu prețul pe care tu îl plătești tot în Bitcoin pe energie. Asta ar fi discuția. Asta presupune că tehnologia nu s-ar mai ieftini. Și că atacat tehnologia se va ieftini în continuu, vor apărea mineri mult mai eficienți, asta e alt aspect. Partea de productivitate va crește, inevitabil va crește. Adică crezi, Vlad, că va fi un plafon în care nu o să se mai găsească soluții pentru a se construi mineri, mă refer, hardware, exact, mai ieftine momentan și mai eficiente? O să ajungă la un plafon asta? Limita e dată de proprietățile siliconului. Și se caută materiale mai eficiente, s-a ajuns la procesoare să aibă o tehnologie de, nu vreau să spun o prostie, cred că s-au făcut mai mici de 5 mm, dar e un exemplu. La un moment dat se va ajunge la un punct unde nu poți să mai reduci mai mult de atât ca să crești eficiența și ai nevoie de un material mai eficient decât siliciul. Și va fi nevoie să se găsească un alt element sau un alt aliaj care să aibă proprietăți mai bune decât are acum siliconul. Și asta va fi o limită fizică a procesoarelor în general. Consideri în momentul ăsta hash rate-ul ăsta la care s-a ajuns o putere, sau nu o putere, un certificat de siguranță, de o garanție pentru Bitcoin? Depinde de unde vine, că e și asta o discuție. E o garanție în ideea în care se face jocul geopolitic și nicio parte nu poate să devină dominantă și să încerce să atace rețeaua. Dar momentan putem să vedem o competiție între Statele Unite și China. La ora actuală cea mai mare fermă este, de fapt nu fermă, înseamnă altceva. Ferma e o locație. Pool, care e echivalentul în limba română? Hai să spunem afacere de minat. Cea mai mare este Foundry din Statele Unite.
la ora actuală și are vreo 30 ceva la sută. Corectează-mă dacă greșesc. Dar asta este doar o chestie, cum să spun, o chestie de convenție. O chestie de, nu este o chestie, adică trebuie să facem diferența între locațiile fizice ale minerilor și unde este localizată, nu știu, pentru că reward-urile se vor împrăștia în funcție de unde sunt localizați geografic minerii. Când te referi că e foarte simplu să te muți dintr-un pool în altul, e doar un parametru de schimbat, la asta te referi, nu? Da. Ceea ce încearcă să spună e degeaba... că eu din România pot să contribui cu puterea de minat a aparatului meu la o afacere care se află în Statele Unite, în China, în Cehia, în diverse locuri. Corect, în costul este zero. Nu neapărat zero, fiindcă poate e mai avantajos ca eu să minez cu o companie din Statele Unite, fiindcă are comision mai mic, dar poate că din punct de vedere al descentralizării rețelei este mai avantajos pe termen lung ca eu să nu susțin un monopol și să mă mut în partea cealaltă unde chiar dacă mi se oprește o comision mai mare și recompensele vin mai rar, măcar, nu știu, poate primesc un procent mai mare din recompense fiind un hash rate cumulat mai mic. Și știu că pe termen lung va fi mai sustenabil minatul, tocmai prin faptul că eu susțin ideea de a contribui și la afaceri ceva mai mici. Deci, cum spun, nu știu dacă importanța mempool-ului este atât de mare față de importanța hash rate-ului. Adică faptul că avem cel mai mare mempool este în America. Nu știu dacă asta creează un avantaj real pentru... Cum? Ai spus mempool. Mempool e altceva. E un concept care se referă la tranzacțiile încă neconfirmate din rețea. Cred că ai vrut să spui mining pool. Mining pool. Ok. Da, am făcut o confuzie. Deci, ok. Dacă avem cel mai mare mining pool în America și cel mai mare hash rate în China, dar este orientat către mining pool-ul din America, nu cred că, cred că avantajul este cel care are hash rate-ul, de fapt are valoarea adevărată. Da, aici sunt de acord. Plus că poate să fie cumulat pe mai multe pool-uri, mai multe afaceri care sunt pe același teritoriu întinse. Există posibilitatea ca guvernul lor să le facă să colaboreze și să atace rețeaua. Dar în același timp, dacă stăm să ne gândim, o să fiu optimist acum, în urmă cu 5 ani, faptul că majoritatea Bitcoinului era minat în China și procentul era de peste 80%, era o critică destul de validă. Și mulți își puneau problema că va ajunge China să obțină un avantaj competitiv și competitiv, dar incorrect, injust față de restul lumii și că Bitcoin va deveni o rețea centralizată în jurul Chinei și că ar putea chinezii să închidă oricând, ar putea să încerce să atace rețeaua și tot felul de discuții. În 2021 chinezii au dat afară pe cel puțin o parte din minerilor care au plecat în Statele Unite. Acum avem o competiție. Dar competiția e la nivel privat, nu e la nivel de state, fiindcă de aici a pornit discuția cu cercetătorul NASA, care a publicat o lucrare de cercetare pe care a extins-o ulterior în carte și a spus că ține de siguranța națională a Statelor Unite să înceapă să mineze Bitcoin. Și aici nu sunt de acord, fiindcă e avantajos din punct de vedere al privaților să mineze, pot să construiască afaceri în jurul ideii, dar din punctul de vedere al statului e irațional tocmai din cauza că ei, sau datorită faptului, nu știu, depinde de perspectivă, ei au moneda dominantă a lumii și Bitcoin concurează cu dolarul american. De ce ar vrea ei ca guvern, aici mă refer ca organizație guvernamentală, nu mă refer la mediul privat, de ce ar vrea ei să protejeze ceva care le atacă hegemonia la nivel mondial? Putem discuta că, în teorie, într-un final, se va ajunge la deznodământul ăsta? Adică că Bitcoin, într-un final, va reuși să închidă tot? Adică asta e o teorie care ți se pare sustenabilă? Depinde.
Adică a înghițit tot presupune o cerere foarte mare. Cererea nu se creează prin ea însăși, nu se creează prin faptul că Bitcoinul există și e rar. Cererea se creează prin afacerile care se dezvoltă, prin educația care se promovează, prin oamenii care folosesc Bitcoin în fiecare zi. Fiindcă există mereu diferența asta. Da, exact. Și situațiile nefericite. Dar există mereu diferența asta de opinie pe care eu o văd pe Twitter, în rândul americanilor. Pe de o parte, ai pe unii care spun nu te atinge de Bitcoin, nu-l folosi la nimic, folosește-l pe post de aur digital, nu-l cheltui, da, nu-l folosi în comerț. Pe de altă parte, există cei care spun dacă nu-l folosești în comerț, atunci nu va avea valoare în viitor. Sunt cei care râd de Laszlo Hanyets, cel care a cumpărat cu 20 sau 10.000 de Bitcoin două pizza. Sunt alții care spun dacă el nu ar fi făcut asta, atunci n-am fi avut astăzi o piață, fiindcă el i-a oferit o valoare. I-a arătat altcuiva din altă parte a lumii și ulterior mai multor oameni că Bitcoinii pot fi folosiți să cumperi ceva tangibil, ceva din lumea reală. Și e nevoie să dezvolți o piață, e nevoie ca oamenii să evalueze bunuri și servicii în Bitcoin. Dacă te raportezi tot timpul la dolar... Da, da, da. Dacă faci ceea ce spune Michael Saylor când te îndeamnă să nu cheltui niciodată Bitcoin, să iei împrumut în dolari, folosind Bitcoinul pe care tu deja îl ai și să-ți menții cantitatea de Bitcoin, tu nu faci decât să crești cererea în raport cu dolarul și să folosești dolarul pe post de monedă de schimb și să perpetuezi un sistem care nu va ajunge să fie înghițit de Bitcoin în cele din urmă. Tocmai prin faptul că tu nu folosești Bitcoin să-i oferi o valoare pe piață, ci doar speculezi cu Bitcoin în timp ce cheltui dolarul. Dacă nu-l vinzi, adică dacă îl stochezi, clar vei pune valoare mai mare în Bitcoinul circulant. Cu asta sunt de acord. Și Bitcoinul care circulă și se vinde și se cumpără în fiecare zi e cel care oferă prețul până la urmă. Corect, corect. Bun, dacă să zicem că 90% din Bitcoin va ajunge în depozit, da? Ajunge la oamenii care spun, domne, pe ăsta nu-l vindem niciodată și rămâne doar 10% în piață. Crezi că valoarea lui va mai fluctua la fel de mult? Nu, dar sunt suspicios în legătură cu măsura în care 10% din Bitcoin aflat în circulație ar putea să devină o monedă globală, acceptată de toată lumea. Fiindcă, vă spune, sunt ceilalți 90% care au toți banii. Noi, practic, suntem sub ei. Prin faptul că noi tranzacționăm și folosim ăștia 10%, noi aducem plus valoare unor oameni care nu produc nimic și nu fac decât să... Îi va determina... Mutarea către poziția ta îi va determina pe cei care au 90% să înceapă să scoată din ei? Asta depinde. Sunt mulți factori implicați aici. Și întotdeauna, inclusiv atunci când vorbeam de aur, erau familii foarte bogate care conștientizau că aurul lor are valoare și aveau permanent niște rezerve de care nu se atingeau. În sistemul actual, unde nu ai banii garantați de resurse sau de ceva tangibil, ești împins de la spate ca banii să-i folosești, să circule tot timpul banii. Există argumentul ăsta, că banul care nu circulă își pierde valoarea și asta te obligă tot timpul să investești sau să cheltui. Și va fi ceva mai dificil din punctul de vedere al celor 10% care folosesc Bitcoin să găsească legitimitate în faptul că ei nu fac decât să îmbogățească pe ceilalți 90%. Va funcționa dacă cei 90% în mod voluntar vor începe să cheltuie și nu mă refer doar cheltuie, să investească banii respectivi în ceva. Să ruleze în economie. Să creeze o economie, cum spuneai tu, circulară. Eu nu cred că Bitcoin și întotdeauna abordarea mea în ceea ce privește Bitcoin e: atunci când vreau să conving pe cineva că are valoare, nu mă apuc să-i vând teorii economice și să-i spun prin faptul că există doar 21 de milioane, tu o să poți să devii unul din cei mai bogați oameni din lume dacă vei cumpăra astăzi. Timp să le dau $5 în Bitcoin și să le spun, uite, cumpără-ți un... reîncarcă-ți cartela prin BitRefill sau
Plătește-ți abonamentul la Netflix sau fă ceva cu ei, plătește-ți factura la telefon. Cumpără ceva cu ei, să simți că sunt bani, să-ți dai seama că sunt acceptați și au valoare. Fiindcă una este să creezi un obiect de colecție și mulți se poartă ca și când Bitcoin ar fi un obiect rar de colecție. Alta este să arăți altuia că are valoare și că poți să vinzi bunuri și servicii în schimbul lui. Și mi se pare o abordare mai sănătoasă să îi dai posibilitatea să cumpere ceva ca să înțeleagă că are valoare și ulterior să cumpere singur sau să-și ofere bunurile sau serviciile în schimbul bitcoinilor mai târziu. Decât să îi spui, hei, uite, ia de aici un dolar în bitcoin, poate peste 10 ani o să valoreze 100. Da, eu le văd mai degrabă complementare cele două direcții. Adică un fel de, cum să spun, că una se susține pe cealaltă și una se ajută pe cealaltă. Nu neapărat antagonice. Nici eu nu l-aș prezenta ca fiind antagonice, dar oricare din cele două extreme are un rezultat nedorit. Deși aș spune că e mai bine ca bitcoinii să circule și să fie permanent investiți în bunuri și servicii, decât ca bitcoinii să nu circule deloc și să se facă doar speculă cu ei. Fiindcă va apărea întotdeauna argumentul că oamenii care au cumpărat foarte devreme și nu-i folosesc la nimic, sunt îmbogățiți de cei care muncesc și folosesc Bitcoin pe post de monedă de schimb. Și prin faptul că ei oferă valoare și ceilalți care au cumpărat înaintea lor și nu investesc Bitcoin în nimic, ajung să se îmbogățească. Și e... Corect, dar putem vedea și că oamenii care au cumpărat devreme au avut bani de vreme și au avut și viziune, adică au avut o poziție, din start au avut o poziție favorabilă. Asta da, conservă... e exact aceeași situație ca primul om care a reușit să exploateze o resursă. Primul om care a descoperit petrolul sau a descoperit gazul natural sau primul care a pășit în mină de aur și a văzut că e lucios și i-a convins pe ceilalți că are valoare. Adică nu e cu prea mult diferită situația. Dar e important să le arătăm oamenilor că Bitcoin poate fi folosit în comerț și că suntem dispuși să ne vindem timpul și bunurile în schimbul Bitcoinilor și să oferim o alternativă. Atunci când cineva ne plătește, să-i spunem, hei, accept și Bitcoin, deși el poate că nu a folosit niciodată și o să se uite ciudat la tine, dar o să îi rămână întipărit în minte că un ciudat a venit la el și a zis că poate să-l plătească în Bitcoin și o să devină curios în timp. O să zică, ce mă cu Bitcoin ăsta? De ce mi-a zis ăsta că vrea să fie plătit și în Bitcoin? Asta ce înseamnă? Asta e foarte interesant pentru că n-am mai ajuns de la discuția un standard ideal al Bitcoinului posibil la niște întrebări care ne pot duce cu gândul că nu va fi chiar atât de ușor și nu va fi chiar atât de ideal cum discutam. Iar pe grup am văzut o discuție între voi doi în care Bogdan a zis că va fi o lume mai corectă și tu ai zis că, Vlad, că va fi o lume cu oameni săraci sau ceva de genul acesta. Nu știu dacă am zis sau poate că am zis de oameni săraci, dar ideea pe care vreau să o spun de fapt este că vor fi mai mulți care vor suferi din tranziția asta, fiindcă s-au acomodat cu un sistem care nu va mai fi aplicabil și adaptarea sau perioada asta de tranziție va cauza destul de multă suferință. Dar în cele din urmă cred că problema pe care e important să ne opunem este de ce vrem ca standardul Bitcoin să existe. Vrem asta fiindcă noi am cumpărat mai devreme decât ceilalți, ceea ce ne va pune în poziție de superioritate și ne va face unii din cei mai bogați oameni din lume? Sau vrem asta fiindcă vrem să creăm o lume mai corectă și vrem să afișăm mai multă transparență în relație cu statul și vrem ca statul inclusiv să dețină Bitcoin și să ne poată dovedi că are rezerve și în situația în care emite monedă să o garanteze cu niște rezerve și să avem o relație ceva mai corectă unii cu alții, dovedind faptul că există banii respectivi, spre deosebire de sistemul actual unde poți să tipărești din nimic și să nu știi câți bani există în circulație și
care e relația ta cu statul și ce motive ai să ai încredere că banii pe care tu îi primești au valoare. Adică, până la urmă, încercăm să schimbăm lumea în bine sau încercăm doar să ne îmbogățim pe noi înșine și să fim în poziție de superioritate față de ceilalți. Și e important să ne gândim la asta cât de des putem și să ne punem problema, până la urmă, ce vrem, de ce vrem să fie un standard Bitcoin. Putem să ne gândim la Bitcoin ca o soluție, un compromis între libertate și securitate? Cum, înțeleg partea de libertate, dar nu sunt sigur la ce te referi prin securitate. Prin securitate însemnând... siguranță, cred că vrei să spui, nu? Sigur, cum îi spune? Anticenzură. Imposibilitatea de a fi, nu știu cum să spun, furat, deposedat de valoare. Adică, să zicem că fiecare dintre noi are Bitcoin-ul, își ține Bitcoin-ul, știe pe din afară seed phrase-ul și îl ține în cap, da? În momentul ăla, fiecare om se plimbă cu banii lui acolo unde vrea și, cum să spun, nu poate fi atacat, să spun. Nu discutăm de cazuri în care, nu știu, e... Asta până bătut, vorbește în somn și se culcă cu cine nu trebuie. Exact. Deci nu discutăm de aspecte de genul ăsta. Discutăm că, cum să spun, avem un sistem în care banii noștri, averea noastră nu poate fi confiscată. Și că avem, pe urmă, avem securitate financiară, avem securitatea, cum să spun, eficienței noastre economice, pentru că toată lumea în momentul ăsta încearcă să delege parte de securitate către stat, adică statul să ne apere, statul să ne, nu știu, rezolve problemele. Nu contează că statul ne supraveghează, nu contează că statul ne abuzează sau ne cenzurează sau ne... Avem nevoie de securitate. Și atunci suntem dispuși să facem orice în numele securității. Dacă aducem toate astea și le punem în Bitcoin la un moment dat, vom avea și partea de securitate pe care o căutăm cu toții și vom avea și partea de libertate. Da, aici sunt de acord cu tine și voi profita de ocazie, fiindcă am zis la începutul discuției că am fost la o facultate și n-am profesat nici măcar o zi în domeniu. Am aici Contractul social de Jean-Jacques Rousseau, care e o carte pe care am citit-o în facultate, și Rousseau face niște afirmații destul de radicale la vremea lui. El este văzut ca un gânditor de stânga, dat stânga în ideea de antimonarhie, pe vremea când încă avea un monarh cel care era de stânga era de fapt anarhistul. El avea o idee de stânga care se contrastează cu ceea ce spunea Thomas Hobbes. Thomas Hobbes era la pro-autoritate, care a publicat Leviatanul și spunea că oamenii au permanent nevoie de o putere din asta brută care să-i disciplineze. Și Rousseau a argumentat ceva care poate că se aplică mai mult în vremurile noastre decât se aplica în perioada când era el în viață, în 1700 și ceva. Spunea că oamenii sunt deja suficient de educați și suficient de pregătiți să existe fără Leviatan, fără puterea asta abuzivă care să vină să-ți facă ordine cu forța și să se impună asupra ta și să spună: eu sunt monopolul, mie mi te supui, eu sunt cel care îți voi impune de acum înainte ce faci cu viața ta, care va fi meseria ta, eu îți ofer educația, eu îți ofer serviciile, eu îți ofer tot, tu nu faci decât să-ți consumi viața fiind supus mie. Adică vreau să spun că totul, revenind la ideea de contract social, totul se stabilește prin convenție și fiecare constituție este bazată pe experiențele anterioare pe care oamenii le-au avut. Constituția actuală a României se bazează pe experiența din comunism și a fost scrisă tocmai în ideea de a preveni ceea ce s-a întâmplat înainte. A fost cumva gândită să facă un compromis între ceea ce oferea comunismul, fiindcă are și parte de solidaritate și echitate și intervenția statului, dar se extindă și libertățile individuale și are o secțiune destul de lungă de drepturi pe care le are fiecare cetățean.
Problema cu constituțiile este că pe măsură ce statul crește și se extinde din lenevia cetățeanului de rând în mare parte, și din se uită intențiile inițiale care au dat naștere Constituției și Convenției și sunt câțiva care din când în când amintesc altora de ce am ajuns aici și care au fost intențiile, dar vor fi și alții care se plâng și spun, dar stai puțin că eu am făcut o facultate și vreau să-mi dea statul loc de muncă, fiindcă altfel o să stau și o să protestez și nu o să produc nimic. Și cred că, pe de o parte, e important să ne aducem aminte de ce am ajuns aici și vom ajunge cu standardul Bitcoin să avem o convenție asemănătoare și să spunem care au fost problemele anterioare și ce încercăm să rezolvăm prin standardul Bitcoin și inevitabil se va ajunge la o degenerare a intențiilor, fiindcă asta e natura umană, totul e oarecum ciclic. Și nu mai știu ce altceva urma să adaug legat de asta. Dar aici e important să stabilim. Cred că e foarte bine subliniat. Cred că aici undeva vroiam să ajung și eu, numai că n-am putut să spun atât de elegant cum ai făcut totul. Adică să aducem Bitcoin-ul în mijloc ca pe o entitate, să delegăm aspectul ăsta de Leviathan către el. El să fie, cum să spun, elementul central la modul în care el este catalizator asimetric, este rece, nu îl interesează ce se întâmplă și nu își schimbă regulile. Și atunci, cum să spun, el să producă atât securitatea, dar în același timp să ofere și libertatea fără să abuzeze de niciuna dintre direcții. Super, dragii mei. Ne apropăm de 2 ore. Ceea ce fac acum e să deschid camera, care rulează pe un minut de baterie, după care se închide, după care o deschid iar. Și îmi cer scuze, o să vin mai pregătit data viitoare, o să-mi iau al doilea acumulator. Noi? Stai, știi, e ok, pentru că oricum oamenii ascultă pentru conținutul discuției, nu neapărat să se uite la noi cât de frumoși suntem. Sper! Eu și eu sper să se uite la noi, să fie mic excepții și de la să fie de sex feminin. Ok. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea. Vreau să mai facem și în viitor discuții de genul acesta. Deja suntem la aproape 2 ore și data viitoare cred că o să mai avem încă o persoană, dacă și voi sunteți de acord. Să fim 3-4 să fim. Și să avem alte subiecte de discutat. Poate sau să extindem ideea asta conform căreia cum ar arăta de un stat sau cum arăta o lume bazată pe standardul Bitcoin. Intrați, cei care ne urmăriți, în descriere, vedeți link-urile pe care o să le pun referitoare la documentarul lui Vlad, dacă are să-mi dea un link, nici nu știu, trebuie să-mi spună. Trebuie să mă apuc să fac o campanie legată de asta și am evitat să fac. Scuze, bate cineva la ușă, mă întorc imediat. Ok. Și în descriere vor fi link-urile și de la grupul nostru Doar Bitcoin, unde o să aveți ocazia să vorbiți direct cu Bogdan, care este Tsongoku, și Vlad, care este Vlad pe grup. Este un grup diferit față de ceea ce există pe piață, pentru că nu există promovări de proiecte de criptomonede sau criptomonede alternative, ci doar discuții. Nu există mesaje sponsorizate, nu există discuții pe ce țin de hype, doar ce țin de educație și de idei, cum am avut și în acest podcast. Acum, Vlad, văd că a plecat să răspundă la ușă. Voiam să închei, dar nu e ok să închei dacă Vlad nu e aici. Bogdan, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și că ai fost deschis discuției, pentru că am mai avut odată o discuție cu tine despre treaba asta și mi-ai spus că sau nu erai atât de încântat, sau cel puțin așa mi s-o părut mie. Îmi este foarte greu să, cum să spun, să depășesc bariera asta, pentru că eu sunt dintr-o generație în care, cum să spun, oamenii care spuneau trăsnei erau marginalizați. Eu sunt decât voi.
Și foarte greu accept să intru în discuții așa la marginea zonei mele de, cum spun, confort, înțelegere. Expertiză, da. Nu foarte ușor, adică chiar am avut trac un pic mai luat din scurt așa. Mă rog, sunt conștient că am spus o groază de trăznăi. Nu. Mie mi s-a părut super ok discuția și cred că o să lăsăm oricum pe colegii noștri sau pe cei urmăritorii să ne lasă un comentariu să ne spună cum li s-a părut. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru faptul și că eu îți mulțumesc pentru invitație. Că ai acceptat și că, pentru că pe grup ai o perspectivă cu totul și cu totul diferită, din punctul meu de vedere, datorită faptului că ești din altă generație și chiar dacă ești din altă generație, ai fost suficient de deschis să înțelegi nebunia asta de Bitcoin și de ce îți presupune dincolo de hype. Combinată cu expertiza ta din trecut, e ceva unic. Da. Cum să spun, este la un moment dat, cu cât încerci să diversifici mai tare și cu cât încerci să, cum să spun, cam așa se întâmplă. Îți iei un subiect și încerci să-l ataci din mai multe direcții. Cu cât direcțiile astea, poți să vezi mai multe direcții de atac asupra subiectului respectiv, cu atât poți să-ți, cum să spun, să-ți boostezi convingerea că subiectul respectiv este unul rezistent. Și pe mine, cum să spun, să zicem așa, dacă am reușit să-l abordez inclusiv din punctul de vedere al supraviețuirii și al comunității de survivor din România, mă rog, și din, nu știu dacă urmărești fenomenul sau dacă ai idee de fenomen, fenomenul de surviving sau fenomenul de prepping în state este un fenomen foarte mare. Oamenii își construiesc buncăre, oamenii își fac, nu știu, rezerve de mâncare, rezerve de apă și e o întreagă nebunie. În 2012 se vindeau cum să-ți faci propriul tău bunker și erau oameni care... Mare și vânzarea este în, cum îi spune, trendul este ascendent. Trendul este ascendent. Și cum să spun, comunitatea din România este foarte axată pe chestia asta, foarte, foarte, foarte fizică, foarte, foarte fizică, foarte apropiată de, nu știu, viziunea lui Peter Schiff, care nu poate să depășească legătura asta cu, bă, dar eu nu mănânc Bitcoin. Ok, nu mănânci Bitcoin, dar Bitcoin îți dă posibilitatea, cum spun, persoanelor din Ucraina care s-au urcat, au trecut granița, au scos dintr-un bancomat din Occident și și-au văzut mai departe de drum. Nu a persoanelor care au venit cu un troller de bani la graniță și au, cum spun, au fost confiscat banii respectiv. Asta e o libertate, e o putere foarte mare. Pe urmă, care, cum ziceai și tu, e prima dată. Posibilitățile de atac sunt infinite. Tu nu ai resurse să te aperi de atacuri infinite. Adică tu poți să faci un plan, două planuri, trei planuri și să te trezești că vectorul de atac e din al 100-lea plan, pe care tu nu l-ai acoperit. Bitcoin îți lărgește foarte mult zona asta de protecție. Te poți apăra din mult mai multe direcții. Dacă reușești să înțelegi și dacă reușești să te poziționezi, nu trebuie. Uite, asta poate fi un alt subiect de discuție. Partea asta de survivor și ce faci într-o situație de război, de... cum ziceai și tu, chiar au fost, știu și eu, povești cu oameni din Ucraina cărora li s-au confiscat banii la graniță. Ia uite, prin abuz, la modul concret, sau... ești în Turcia, da? Îți știi sit frăitul pe din afară și stai într-un apartament cu chirie. Se dărâmă totul, se năruie totul. Nu ai murit, o iei de la capăt, n-ai pierdut nimic. Foarte tare, foarte interesant. Nu te-a afectat cu absolut nimic, ești protejat la subiectul ăsta. Nu ai rămas fără, nu știu, televizor, dulap și munca ta de o viață. Foarte interesant. Vlad, te-am așteptat ca să... Ne luăm rămas bun celor care ne urmăresc și nu era politicos că era lumina stinsă la tine și am zis să vii să vă aprinzi lumina și să... Dacă mai ai altceva de adăugat în discuție? Mă gândeam că sunt multe pe care încă nu le-am stabilit, cum ar fi felul cum ar arăta poliția, felul cum ar arăta curțile de judecată,
cum s-ar face separarea puterilor în stat și am făcut un slalom foarte elegant pe lângă termenul de anarhocapitalism pe care nu l-a menționat nimeni. Am zis că am face o societate în jurul Bitcoinului, dar nu am spus exact cum se numește. Hai să facem partea a doua, partea a doua discuției într-o altă zi și să aprofundăm atunci partea asta. Și atunci o să facem referire la partea întâi. Ok. Ok, dragii mei, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Vă mulțumesc încă o dată lui Vlad și lui Bogdan că au fost alături de mine. Haideți și voi, dacă doriți, să învățați mai multe despre Bitcoin pe Doar Bitcoin. Intrați și pe link-urile din descriere și cam atât. O zi cât mai frumoasă vă doresc. Mai bine! Da.